de zi aveți proiectări de hotărâre în afara proiectelor puse în mapa dumneavoastră. Avem un alt proiect de hotărâre. Domnul director Cuian este aici prezent și dumnealui vă va prezenta solicitarea. La îmi permiteți ca să, să mă exprim? Așa cum am promis de la începutul mandatului meu, mă țin de toate etapele care le-am început. Am făcut un cult a eroilor prin care a fost o manifestare. Eu am zis că o reușită, de teama ca nu cumva 1 decembrie să mă prindă cu gardă să nu fie la noi în zonă. Eu am considerat o reușită, eu vă mulțumesc că m-ați sprijinit, ați fost prezenți, eu am transmis, să știți, invitația de 2-3 săptămâni înainte, prin care m-am exprimat în scris, vă rog să participați toți și toate persoanele, inclusiv la nivel de primărie, inclusiv la mine la școală. Aș vrea să mă exprim vis-a-vis de o altă manifestare, Vatra Satului fiind numită, datin și obiceiuri. Am zis că este un festival pe care trebuie realizat și la Scorțeni. Toată comisia, tot consiliul local, primăria, școala, să participăm. E un festival dat în șobicei Vatra Satului cu urși, capra de la noi de la Scorțeni, filarmonica de la Iași, un grup filarmonic prin care o să ne colinde, o să ne încânte, după care toți ne vom retrage la muzeu, toți, soție, dau un anunț pentru și fiii satului. Este foarte important ca și fiii satului să participă la un eveniment care este o dată pe an. Și am zis că este un început de manifestare. Pe 17 decembrie se va iniția. Am dat comandă de invitați la toți, o să fiți invitați. Mă gândeam, am făcut o invitație și pentru Ministerul Culturii, faptul că avem acces la muzeu, când o fi să ne retragem după festivitate. Acolo iarăși va fi o încântare cu ansamblu coral de la Filarmonica Iași, iarăși datele obiceiuri chiar la muzeu acolo. Stăm la o șampanie de sfârșit de an, consider că este o socializare foarte bună. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată. Ați avut încredere în mine, m-am manifestat vis-a-vis de toate proiectele, mi le consider viabile și le pot duce la îndeplinire. Eu vă mulțumesc că ați fost și consilieri și la o intervenție la primărie. Domnii consilieri au fost prezenți inclusiv la manifestarea cultului eroilor. Aș vrea ca toți să participăm la această festivitate de o denumire a V3 Satului. Voi fi un anunț publicitar vis-a-vis de participarea fiii satului la această manifestare. Eu vă mulțumesc tare că m-ați sprijinit și mă sprijiniți. E un spectacol, adică o festivitate care nu e de o amploare, sărbătorile de iarnă, cultul sărbătorilor, scoase în evidență, copiii noștri vor participa toți, ansamblul nostru, care vor fi îmbrăcați național, care noi deja am făcut repetițiile pentru a se desfășura în fața dumneavoastră, ceea ce în urmă cu 3-4 luni am început prin activitatea culturală la nivel de comuna noastră. Cu instructori, cu teatru, cu activități care sunt benefice cu copiii. Sunt încântați, vin de fiecare dată, se exprimă prin bucurie că participă, la fel cu părinții, cu bunicii, vin sâmbătă, facem repetiții, nu vă pot povesti manifestările lor de încântare, de bucurie, de participare, în străile lor. Faptul că lucrăm într-o activitate și avem copii, păcat să nu trăim emoțional tot ce înseamnă manifestare vis-a-vis de ei și vis-a-vis de organizarea acestui festival la nivel comunei Scorțeni. Mulțumim și noi foarte mult. Sunteți primul și singur până acum care a luat o inițiativă de ordin major, ca să spun așa. Deci chiar noi aveam capra în Scorțeni, dar nu s-au făcut decât câteva concursuri care nu spunea să știa, dar asta este de lăudat. Mai ales că nu sunteți fiul de-a satului de aici. Deci pentru noi este de lăudat. Mulțumim foarte mult în numele tuturor. Eu aș vrea să promovăm faptul că suntem toți, socializăm toți, după care la muzeu, de la Ministerul Culturii, va veni ministrul secretar de stat. I-am trimis invitația și mi-a răspuns că da. De la prefectură. Exact, mai ales că este de-al nostru. Doctor Cotărleț cu fiisul. Da, da. E o amploare.
care, eu vă spun, cam nu toți ar putea sau, mă rog, ei fac la alt nivel, care sunt orașe, municipiile, sunt mai mari, mai tari, dar aceeași manifestare care o fac este de o amploare deosebită. Și păcat să nu stăm împreună, să socializăm la Muzeul la Tescani într-o corală vis-a-vis de cea de la Iași, de la Filarmonică. Nu o să vină tot, dar o să vină prin care o să rămânem, vă spun eu, eu leșem de pe acum în sensul creativ, al cuvântului și trăirilor. Eu m-am simt că nu, dar a fost metaforic din că trăiesc aceeași emoție. Da, eu trăiesc emoțional și mă manifest emoțional, să știți, prin tot ce fac și tot ce voi face. Da. Nu vă dezamăgeți și o să vedeți pasul următor, fiindcă tot în Consiliul Local, după ce trec într-o săptămână viitoare, o să am un Consiliu Profesoral, denumirea școlii UNESCO Tonița. Și o să fac un atelier de pictură, o să fac gazeta școlii Nicolae Tonița, fiindcă este UNESCO. Nu are nimeni. Da. Nu are nimeni, vă spun garantat. Și o să vedeți. Doamnă, vă rog. Scrieți la cuvânt. Doamna Ceaușa a vorbit. Da, mulțumim, domnul director. Văd că vreau să vă țineți de cuvântul de la investiție. Sincer vă spun, faptul că trăiesc emoții. Tehnic. Eu intru pe tehnic, e ok. Să subscriu la ce a spus doamna Ceaușu. E un început. Și primul, e primul început, până acum deci este singurul și primul. Deci vă apreciez și, din punctul meu de vedere, vă susțin de este singurul și primul. Deci, tehnic, ați spus așa. Deci, integrăm capra noastră, a supărțenului, capra, capră cu rezultate. Prima, dar eu de ce m-am manifestat vis-a-vis de așa? Integrăm la acest festival. Veniți cu urșii de la... Aseu 30, un autocar cu 30 de urși. Ce mai avem? Mai avem vreo ceas? Filarmonica, copiii noștri. Da, și de la Florești. Auziți? Aia. Deci, haideți să integrăm tot, și pe încă vreo ceată, două, babe, urși și tot, așa. Tot comună. Mai aveți, ca să ne dăm, seama de dimensiunea economică, financiară, mai aveți în gând, în afară de capra scorțeni, urși de la Dărmănești, capra de la Florești. Exact. Da? Tot ce este mai aveți, de la Grigorenca, mi-aș dori. Tot. Tot. Mai aveți din trei ansambluri de dansuri, Deci, deci trecem la partea aia. Da. La capră, urși aici, mai chemați pe altcineva? Din altă zonă, din altă localitate? Vis-a-vis de persoană sau... Deci, vis-a-vis de ceată, de urși, de capră, de... Deci, că urmă trecem la ansamblurile cu... Exact. Deci, asta la pentru că primii, primii vor fi din comună. Corect. Eu am luat legătura și eu legătura cu toți de organizare. Am chemat om care știe să organizeze festivalul, să-i dea notă, să-i dea tot ce este. Vor mai fi, spre exemplu, Gianu, care, din câte am înțeles, mai e la Scorțeni, așa, la Scorțeni, la Florești, sau care așa. Deci toți vor fi. Două ansambluri de la Săucești și de la Cleja, care vor fi cu dansuri, nu? Cu dansuri. Okay. Și inclusiv vor fi incluși copiii. Bun, am trecut în zona culturală, Da. Aveți deja o imagine, văd clară, acestui festival, un alai al datinilor exact, de iarnă, exact. Care nu s-a mai făcut la comuna Scorțeni, decât capra noastră. Economic vorbind. Mă descurc cu 10.000. Deci suntem, aveți proiect de hotărâre? Da, domnule, uitați-l la mine. Mă descurc. Deci mă descurc inclusiv noi la muzeu, la un cocktail, la... dar sincer, aș vrea cu soții, cu toți venim, e ceva... Dacă nu divorțăm până acum, nu să venim. Luăm alte soții, luăm alte soții, li găsim. Ne luăm între noi, domnul director. Încă o dată să... Încă o dată vă mulțumesc din suflet și vă dau cuvântul meu, așa trăiesc emoții, că nu dezamăgesc prin ceea ce fac. Nu știți emoțional, că aveți de treabă. Deci, fără mă manifest prin emoții, să știți, sunt psiholog și trăiesc emoțional. Da, bun, vă mulțumim. Domnule consilieri, haideți să începem. Încă o dată salutul meu și vă mulțumesc din suflet. Sănătate cele bune. Da, vă dăm și trecem la următorul punct. Haideți să punem la vot atunci suma de 10.000 de lei. Acum noi știți ce n-am precizat aici și normal așa ar fi trebuit să fixăm că dacă spune că este un festival, bugetul respectiv al festivalului trebuie tranșat și cu sume. Domnule, cu tărică primește atât. Cu tărică, atât că... N-am intrat în detalii. Păi asta zic că, adică... Probabil o să fie luna decembrie în
17, deci deja... Cel mai important lucru este faptul că noi am adoptat prin hotărâre 100 de... Restul el trebuie să-și proiecteze bugetul și interiorul acestei sume. Își proiectează bugetul, doamne, pe capitole în interiorul acestei sume. Atâta, avem ceva ordine. Haideți să începem cu începutul, da? Dau eu citire ordinii de zi, după care o să pun spre aprobare. Așa. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 31.10.2017. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decovertării conducte veche de apă de către Societatea Comercială Crăciun Ionuț Conduct SRL, conducta aflată pe terenul proprietate publică și privată al Comunei Scorțeni, Islas, sat Florești, Comuna Scorțeni, zonă Pod de Fier și Islas, sat Scorțeni, Comuna Scorțeni, județul Bacău. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Scorțeni. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor, notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice, fază, studiu fezabilitate pentru obiectivul de investiții, construire și dotare cămin cultural Scorțeni, Comuna Scorțeni. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea e aceeași chestie, notă de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației economice, etapă, faza a doua, studiu, fezabilitate pentru obiectivul de investiții, construire și dotare cămin cultural sat Scorțeni. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contrării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport al personalului didactic și didactic auxiliar de la școala gimnazială Scorțeni pentru luna octombrie. Punctul 6. Informare privind cheltuieli pentru luna octombrie 2017. Punctul 8. Analiza îndeplinirii sarcinilor, inițiative luate în ședința precedentă. Și punctul 9. Întrebări, interpelări, informări ale primarului, posibile lucrări, declarații politice. Cine este pentru? Aș vrea ca înainte să aprobăm, nu că aș avea o obiecțiune, aș vrea să stabilim aici și pe urmă, o să votăm, normal, o să votăm urna de zi, să discutăm un pic de situația în care suntem acum, că dacă ne uităm bine, primarul nu este, deși a convocat ședința Consiliului Local. Au mai fost situații genul ăsta, să zic. El nu e obligat, dar rețineți ce vă spun eu aici. Totuși, primarul este cel care convoacă ședințele Consiliului Local. Da. Da? El își susține în fața noastră proiectele de hotărâre. Da? Deci, în momentul de față, eu întreb, deci primarul, doamnă, în ce poziție este? Am înțeles că e medical, nu? Domnul primar este în concediu de odihnă, adică așa am înțeles. Nu știu, doamna, de ce primar poate. Păi dacă este în concediu de odihnă, aș vrea să vă... Sau, nu știu. Bun. Nu știu. Bun. Stați așa un pic, ca să le luăm un pic pe rând și logic. Secretarul în ce poziție este? Concediu medical. Deci el este în concediu medical, secretarul, da. Primarul concediu de odihnă. Hai să o luăm de jos în sus. Da. Secretarul. Deci aveți, dumneavoastră, sunteți la această ședință secretar? Da, sunt prin dispoziția primarului. Primar, da. Bun. Este aveți... 197, dispoziția 197 din 2016. Deci dumneavoastră îmi locuiți pe domnul Danilă, deci eu de acum mă adresez domnul Danilă dumneavoastră. Da. Și îți zice că o să trebuie să răspundeți la niște întrebări. De asta vă întreb. Bun. Aveți și aviza ANFP-ului? Da, când înlocuiți dumneavoastră ca funcționar public secretarul, da. Trebuie să aveți aviz cerut de la... Aviz nu am. Am făcut cunoscut, s-a schimbat doamna inspector care ține de noi la... Deci în momentul de față sunteți secretar și răspundeți la celelalte întrebări care vi le pun. Deci ascultați-mă un pic. Primarul. Da. Ordonanța 80 din legea 207, aprobată cu legea 279. Ia uitați ce spune la primar. A spus că e în concediu de odihnă. Durata concediu de odihnă anual pentru persoanele primar, viceprimar, 25 de zile lucrătoare. Planificarea concediului de odihnă, da? Primarul unității administrativ teritoriale se face în luna așa. Deci primarul și viceprimarul vor aduce la cunoștință Consiliului Local, atenție ce vă spun, scrie lege, în ședința premergătoare plecării în concediu, perioada de efectuare a acestuia. S-a întâmplat așa ceva? Nu. Eu nu vreau ca mai mergem mai departe. Stați așa, hai ca să citim, că nu am inventat eu legea. Da. O citim ca să o știm. Și o știm de viitor, dacă...
În aceeași ședință, adică data trecută, în ședința premergătoare, primarul aduce la cunoștință Consiliului, da? Dispoziția privind desemnarea viceprimarului care îi va îndeplini atribuțiunile pe durata concediului. Da? E în concediu. A făcut dispoziții cu doamna Cogus? Nu, eu nu am știință. Nu știu. Nu știu. V-a făcut dispoziții? Domnul primar nu este în concediu de odihnă. Păi atunci nu știm în ce poziție primarul. A spus de în concediu, nu? Au intervenit niște urgențe în ceea ce privește sănătatea soției și a fost nevoit să plece pentru a rezolva acele... Nu. Ce problemă. Când pleci din primărie, pleci în concediu de odihnă, în căsătorie și ai 5 zile, pentru nașterea unui copil 3 zile, sau, Doamne ferește, în caz de deces, de 3 zile. Da. Primarul, dacă pleacă în concediu de odihnă, că ați spus că e în concediu de odihnă. Dar nu am știut, îmi cer scuze, nu am știut. E în concediu de odihnă. Deci nu știm în ce poziție este primarul. Dar cu ocazia, ascultați-mă un pic. Cu ocazia aceasta s-a dus să rezolve și problema. Noi trebuie să supunem la vot ordinea de zi. Dacă nu suntem, nu, domnul Zanferescu. Și după aia discutăm. Deci noi, în momentul de față, vreau să stabilim dacă suntem în legalitate. Cu conducerea ședinței, domnule. Dacă este în legalitate, primarul, da. Nu eu. Deci primarul. Deci dumneavoastră sunteți în legalitate, că sunteți președinte. Da. Dar dumneavoastră nu ascultați ce vă spune legea aici? Ba da. Și nu vreți să luați act de asta? Deci primarul este în concediu. Da. Da? Nu sunt de este în concediu. Așa spune. Trebuia să vină în fața Consiliului, trebuia să numească prin dispoziție viceprimarul, care acum susținea proiectele de hotărâre în calitate de inițiator. În ce situație suntem noi acum? Adică noi ne facem treaba, venim aici de câte ori suntem convocați de primar, dar primarul, secretarul anul ăsta, din câte mi-aduc eu aminte, da? Câteodată nu prea. Care este respectul pentru noi? Că noi venim, suntem convocați, discutăm, aprobăm, ne dăm cu părerea. Acum nu suntem în stare să privim realitatea? Păi uitați care e realitatea, asta e asta legală. Acum trecem la aprobarea ordinii de zi. Pentru că ședința trebuie să meargă înainte. Deci supuneți spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt. Bun. Trecem la primul punct. Aprobarea procesului verbal la ședințe din data de 31.10.2017. Dacă la punctul ăsta are cineva ceva de spus, se înscrie la punctul. Procesul verbal? Da. Dacă sunt ceva, discuri... L-am citit. Supune la problemă. Am sesizat o chestie mică, dar nu e atât de importantă, deci... Bun, atunci cine este pentru? Împotriva, ținem o să... Bun. Trecem la punctul 2, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea decopertării conducte veche de apă de către societate comercială pentru Unus SRL, conducta aflată pe terenul proprietate publică și privată al Comunei Scorțeni, zona Islas Sat Florești, zona Podefier și Islas Sat Scorțeni. Așa. Punctul ăsta a mai fost amânat odată, acum l-am discutat și în comisii. Discuții? Să concluzionăm, nu? Da. Concluzii. Și eu aș vrea să concluzionăm așa. Domnul Zanfirescu. Omul acesta a făcut până la urmă, are acordul scris. Este tabelul, doamna a verificat, v-ați uitat și dumneavoastră. Așa, ceea ce vedem noi acum, că nu prea avem clară și trebuie să discutăm și cu primarul, da? Organizat cu ordonatorul de credit, principal. Că noi nu am avut în MAP un proiect de, vezi, doamne, de o sponsorizare, sau așa, ne-am dat aici cu părerea, la care dânsul nu a subscris. Și pentru că nu a subscris, mai amânăm. Păi, asta vreau să vă zic, deci face cineva propuneri pentru amânarea, în afară domnul Zanfirescu, de amânarea proiectului la punctul 2? Da. Că nici nu putem să... Suntem de acord. Da. Supunem la vot. Noi am fost supune de concesiv, am fost... Propunerea de amânarea proiectului la punctul 2, cine este pentru? Așa, deci proiectul 2 amânat. Vot. Așa. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutul de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Scorțeni. Cine se înscrie la cuvânt?
Păi, doamna, să ne faceți o expunere întâi, că am discutat cu organigrama asta din aprilie, de efectiv, nu știu, mă scriu la cuvânt, mă scriu la cuvânt, dar... Deci, doamna, a propus domnul Zartirescu. Mă scriu la cuvânt, dar vreau ca întâi să vedem totuși care e realitatea, domnule, aici. Da. Dar să ne-o spună cineva pe adevăratele, chiar dacă cineva a greșit. Doamna, dar să ne expunere de motiv. Adică, m-am săturat de... Având în vedere că incomplet. Adresa, da, este adresa ANFP-ului, aici spune clar că referitor, dați-mă un pic, referitor la documentația noastră, trebuie să returnăm dosarul, deci de pe 30-a 10-a trebuia făcut din nou notă de fundamentare, deci nu trebuia supus în ședința Consiliului Local acest proiect de hotărâre. Că este supus odată. Deci trebuia făcut din nou. Deci știți din ce cauză s-a întors? Din cauză că cei trei funcționari din aparatul de specialitate trebuie să, contractual trebuie să transforme în funcționar public. Și din, așa, asta trebuia să facă. Nichita, Niță și da, cu aprobarea ANFP-ului. Iar după aceea supus în ședința Consiliului Local. Aici, în adresa pe care o aveți dumneavoastră, asta spune. Păi, doamnă, ca să transformi un post în funcționar public, automat, trebuie și cu acordul persoanei respective. Da. Pentru că trecerea pe statutul, cu statutul de funcționar public, eu nu știu exact, dar și n-am avut nici timp, nu se face pe bază de concurs după aceea? Nu, nu, nu. Din cauza că ei... articolul care l-au invocat e aici, este prerogative din punct de vedere politic, adică, înțelegeți, și ei se transformă automat de la ANFP, da. Deci transformă ANFP-ul? Transformă ANFP-ul. Eu m-aș rugat să vedeți la adresa ANFP-ul, da, vă spun eu adevărul, că văd că nu... Uitați, la aliniatul... Păi da, dar eu nu pot să oblig. Cum să oblig un funcționar, dacă el a fost angajat ca și pe post de contractual? Eu nu pot să-l oblig. Cum să-l oblig? Să-l fac funcționar public. Dar nu păi nu, eu am spus... Nu, să îl oblig legea. Este legea. Deci, dacă ne uităm... Doamne, începeți cu ce trebuie. Vă rog eu frumos. Deci noi am primit o observatorie. Da, am început asta. Deci noi, am nici unul vinovat, nici dumneavoastră, secretarul e vinovat. Vă spun și de ce. Pentru că este juristul primăriei și când am făcut proiecția noi a organigramei, de la început trebuia să cunoască legea 188, că este funcționar public cu indemnizație de conducere, juristul primăriei, de la început din aprilie, trebuiau prinse din martie, când am lucrat noi, trebuiau aceste funcții prinse ca funcționar public. Și de bine pentru ce o modifica? Pentru că în lege spune clar, toți cei care... în lege spune foarte clar. Toți cei care lucrează în compartimentele economico-financiare lucrează în contact cu publicul, automat legea 188 articolul 2, care le invocă ANFP-ul aici, obligă să fie funcții de funcționar public. Deci din stat, noi când am proiectat organigrama a fost greșit. Nu-i treaba mea, nu-i treaba noastră. Aveam jurist aici. Dar nu vreau să fie treaba mea. Da, dar nu-i, dar noi ne-am dat concursul. Am muncit, am făcut, dar filtrele legale, eu trebuie să le știu. Eu sunt plătit jurist? Asta a întâmplat datorită faptului că a fost o reorganizare pe compartimente, pentru că noi fiind contactat... trebuia în redactarea organigramei, ținând cont de legislația în vigoare. Fapt pentru care am fost observați. Și în momentul când am fost observat și am primit asta, văd că am primit-o... Cu adresă, e din 30-a 10-a. Păi am primit-o destul de târziu. Le-au trebuit și la ăștia vreo 5 luni să vadă că noi n-am respectat, n-am știut legea. Dar totuși, de pe 30-a 10-a a mai trecut o lună. Deci trebuia imediat făcută treaba. Dacă ați știut că nu mai trebuie adus în Consiliul Local, trebuia făcut din nou statul de funcții, trecut din funcțiile cu gradele de la funcționari publici, da? Dar problema cu fișele este că posturilor. Acum nu fost nimic. Păi, dar nu poate fi trimis așa ceva. Nimic. Nu. Deci aici ăsta îl anulat, proiectul ăsta de hotărâre care doamne, e pus sub... Îl anulați, pentru că noi nu mai emitem nicio hotărâre. Dar noi am făcut și redactați documentul către ANFP exact conform legal. Îl trimiteți, să obține viza și pe urmă discutăm pe el cu viza. Și să știți că și viza ANFP-ului este trecută prin legea 188. Dar este tot consultativă, să știți. Da. Deci puterea tot a Consiliului Local va fi.
Dar dacă legea... după ce primim avizul... Dar după ce primim avizul, noi o să aprobăm organigrama, să vedem dacă au respectat-o, cum am vrut noi, organigramul modern... Polițistul local nu cumva trebuie tot funcționar public? Nu. Contractul este statutul esențial. Păi eu de asta zic. Polițistul știu nu, că... Nu, nu, aici sunt două categorii. Cu unii cu așa și unii cu așa. Nu s-au legat, că eu ieri am vorbit cu doamna care, doamna Bădescu la ANFP. Ieri am vorbit. Am zis, doamnă, ce fac? Am citit pe organigramă, pe stare de funcții, care și ea are, avem portal, care ea, acolo am verificat, n-am... Și trebuie făcută lucrarea unul de la zero. Deci, asta nu deci se spune la vot, pentru că se amână. Nu, deci până când primim avizul la ANFP. Da, 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 nu vreau să mai intru în detalii, că... Că nu-i gândeam de vizor. Să pun la vot cine este pentru a amâna punctul 3. Da. Îl amânăm până când, scrieți acolo în procesul verbal, până când ne va veni, într-adevăr, documentul cu viza ANFP-ului făcut în tocmai corect și legal. Trecem la punctul 4 și 5. Da. Așa, care le-am discutat... Proiecte în... tip alea. Da, da, da. Le-am discutat și în comisie. Alea cu... Cine vrea să înscrie la cuvânt? Dar citește-le. Doamna Danase, expunerea din motiv. Nu, citește proiectul. Nu, citește proiectul. Proiectul, atât de aici titlul. Nu l-ați discutat? Da, da, dar citește acum. Da, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor, notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice în fază studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, construire și dotare cămin cultural în satul Scorțeni, Comuna Scorțeni, județul Bacău. 4 și 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea primirii documentației economice, etapa a doua, fază studiu fezabilitate pentru obiectivul de investiții construiri dotare cămin cultural în satul Scorțeni, din Comuna Scorțeni. Eu mă scriu la cuvânt. Așa, domnul Zanțelescu. Și eu vreau să mă scriu prima. Dar nu citesc. Și eu pot să iau și ultimul, nu e. Eu ce-am discut și eu nu. Creangă Vasilica. Tot ce am cineva? Doamna. Da. Mai gândim, parcurs. Da. Atât. Dau cuvântul doamnei Creangă Vasilica. Da, eu vroiam să mă adresez domnului primar. Dacă nu este cu ei, mă adresez. Doamna vice. Domnul Ambăruș era mai în măsură și consilierii vechi care am fost. Știu că s-a mai făcut un studiu pe timpul lui domnul Ambăruș. S-a cheltuit o sumă frumoșică. Vrem să știm la ce nivel este și de ce nu o continua. Trebuie să facem din nou. S-a schimbat legea? Ce s-a întâmplat? Că s-a cheltuit? Cred că doamna Păguză ar putea să dea de specialitate. Am discutat lucrul ăsta și l-am chemat și pe Alexandru. Da. Studiul de fezabilitate făcut și documentele respective de pe parcursul anilor 2015-2016. Da. Deci sunt valabile. Astea au stat la baza solicitării de la CNI ca căminul, ca și căminul, pe lângă altele, că pe Compania Națională de Investiții se pot depune și alte tipuri de proiecte, să se realizeze din fondurile companiei, fără să implice primăria. Dar studiul de fezabilitate, chiar dacă apare și în devizul acela general, și proiectul. Și proiectul, și consultant, și ce mai e acolo, ca și costuri. Chiar dacă sunt cheltuite din bugetul primăriei acu inițial, vom primi de la Compania Națională de Investiții. Păi vrem să doar bucățelele acestea, ce am cheltuit noi și stau la baza proiectului. Noi, ca primărie, nu ne vom ocupa nici de licitații, nici de executare, nici de nimic. Nu este problema primăriei. Primăria pune la dispoziția executantului, care o să fie atunci, doar locația. Deci ca să se înțeleagă... Dar vreau să știu, da, la devizile astea, devizul general, cine a lucrat la el,
compus la sumile astea enormi, ca să nu ne vedem, banda asta neagră. Cât e... Dar noi am discutat de aici. N-ai fost aici. Asta se bate cu lumea, că noi aici... Astea sunt decizii generale. Da, sunt decizii, dar sunt decizii generale. Dar să știți că rezultă din proiect deviziile. Dacă ne împărtăm foarte bine... Proiect e ca un boliu și asta e problema și o am să vă mai da, unde e proiect? Mai aveți? Păi ați fost ce sume sunt la deviziile astea? Nu trebuie o comisie informată pentru a licita diferite firme. Nu avem nicio treabă noi. Dar noi ce treabă avem? Nu suntem bani, atât. Controlăm calculatorii gri. Mai aveți? Nu. Haideți să reluăm un pic discuția, că nu e nicio problemă, că doamna a venit un pic mai târziu, și să punctăm niște chestiuni care am crezut de acord cu toții aici. Deci proiectul Căminului Cultural este susținut de toți consilieri. Deci eu chiar sunt de acord cu treaba asta. Problema este că proiectul a fost inițiat de domnul Mircea Mărunt în 2014 și consilierii vechi, așa cum spunea doamna Casesizar, știți lucrurile astea. S-au făcut niște plăți din bugetul comunal. Astea le am deja, că m-am adresat primarului anul trecut, la începutul mandatului, m-am adresat scris și mi-a răspuns că la Scorțeni, valoarea investiției este de 14.400.000 în Căminul Cultural ca proiect demarat dinainte. Deci nu a intrat din mandatul în care am intrat noi în consilier, da? Ceilalți știu mai bine ca mine. Au avut cam 600.000 de milioane, 60.000 de lei, care s-au consumat în genul ăsta. Pentru proiectare, măsurători, topo, s-au plătit, deci, în jur de 60.000 de lei. Deci, topul 30 de milioane, proiectare 250 de milioane odată, 350 de milioane odată. Deci datele astea nu le inventez, sunt date din ce mi s-a răspuns, din adresa scrisă. Problema este că în desfășurătorul ăsta, aceste sume sunt prinse din nou. Da? Pentru acest proiect. În reluare. Deci în reluare. Dar nu numai că sunt în reluare la nivel de 600 de milioane. Sunt la vreo 800 de milioane. Mai mult decât atâta, mergem peste nota conceptuală și tema de proiectare și mergem la ce este mai important, la acel deviz, care este un deviz, să zicem, informativ, făcut totuși de o firmă de consultanță, pe baza proiectului. Pe care baza proiectului? Pe baza proiectului, probabil, la vechi. Toată lumea întreabă acum, nu-i primarul aici, spune, unde este proiectul vechi? Ce s-a întâmplat cu el și de aceea avem niște lămuriri suplimentare ca să putem să mergem în continuare cu treaba asta. Banii ăia îi mai plătim încă o dată? Că eu să știți că nu țin cont de ce a spus copilul ăsta aici. Eu vreau primarul, ordonatorul principal de credite, să-mi confirme că acest deviz, un deviz pro form, nu cuprinde și sumele cheltuite, 600 de milioane. Da? Asta vreau eu. Adică să spun cetățenilor Comunei Scorțeni că UAT Scorțeni, prin ordonatorul principal de credite, primarul Cătălin Anton Gheorghiță și Consiliul Local, nu aruncă în aer, în vânt, 600 de milioane. Și atunci suntem în consens cu toții, numai că peste asta este prima observație care o vreau și de aceea o să mă abțin la treaba asta deocamdată, am intrat în detaliu, deci la devizul total, pro form, de 14 miliarde și, da? Am văzut că lucrarea propriu-zisă de la capitolul 4 este în jur de 7 miliarde, nu văd bine, sunt mai bătrân. Aproape 8 miliarde. Iar deci că acum spun și eu, ce a spus doamna, a fost făcut de să nu vezi, știi? Mi-a pus banda. Deci cheltuielile pentru investiția de bază sunt în jur de 8 miliarde și restul până la 14 miliarde ce sunt. Păi uitați-le ce sunt dumneavoastră acolo. Și am zis că să mai discutăm cu domnul primar încoate să luăm toate capitolele, pentru că am văzut sume, și nu mai intru în detalii, care frizează ridicolo. Efectiv frizează ridicolo. Trebuie să notezi în procesul verbal, doamna. De aceea, eu personal o să mă abțin deocamdată, deși sunt de acord cu proiectul, dar mă abțin de la vot, pentru că nu am toate lămuririle clare. I-am făcut aici.
proiectul probabil care a fost studiul acela făcut... Și să leagă proiectul astea, punctele amândouă să leagă. Păi, da, da, 4 și 5. Da. Mă gândesc că acel proiect, nu știu dacă de timpul domnului Ambăruș a fost depus pe vreo măsură. Păi, doamnă, acum știți care e treaba. Vedeți că avem atâtea nebuloase, nu știu aia, nu știu aia, nu știu aia. Ce ar trebui să aflăm? Să avem niște informații suplimentare. Păi. Iată că domnul nu-i... La ședința ordinară de luna viitoare, domnul primar să dea răspunsul. Domnul, poate și domnul. Poate și domnul și... Nu, care va asta. Da, da, da. Hai, să vedem ce facem. Aprobăm și să... În momentul în care, dacă se deschide linii de finanțare la CNI, apoi la cel în decembrie. Iar noi nu avem astea. Este că, vedeți dumneavoastră, la probleme atât de importante, domnii din imagine care spuneam eu la început, domnul președinte, că trebuiau să fie aici. Aici e o problemă foarte importantă. E o sumă mare în joc. Da. Sunt de acord. Și nu mai venim cu chestia asta, că mâine trebuie să trimitem aia. Dar de ce n-ați făcut ședința de pe 20? De ce n-ați făcut-o de pe 15? Ziceți, doamna, de ce n-ați făcut-o de pe 15? Eu am spus mereu, haideți nu mai facem ultimele zile ședința, că frizează politicul. Păi dacă noi avem o ședință de dată primă, că dacă o amânăm, s-ar putea să pierdem. Dar de ce? Dar de ce să pierdem? De ce n-am făcut-o la timp? Asta este întrebare pentru domnul primar și domnul secretar. Pentru domnul, ia notați-o. De ce am pierdut noi autorizația la baza funcțională, multifuncțională, sportivă, din iunie, când aveam banii pregătiți. Aveam banii, îi discutaserăm. Și noi nu mai aveam autorizație. Și-o vinde autorizația cu o luni de zile. Ca să facem lucrările iarna, cineva nu-și face treaba, dragi colegi. Asta e treaba. Noi asta trebuie să spunem lumii. Și să eliminăm treburile astea. Nu cu răutate, cu dialog, dar trebuie să punem punctul pe ei odată. Unii transparența și seriozitatea. Care? Unde? Păi vrem explicații. Deci că dacă nu faceți asta, pierd autorizația. Dar ce ați făcut până acum? Sau de ce n-ați făcut până acum? De ce? Deci nu mai merge. Și mă adresez un urmă colegi că noi, Consiliul Local, suntem aleși de cetățeni. Nu de primar, nici de viceprimar, nici de nimeni, nici de secretar. Noi venim aici să apărăm comunitatea și oamenii. Cum îi apărăm? Aruncăm cu banii pe fereastră? Că nu ne interesează, hai să aprobăm? Nu, nu se poate. Da, da, de exemplu. Dar vreau explicații, cine mi le dă? Vreau să știu în ce stadiu este proiectul care s-a făcut pe timpul lui Ambăruș. Spuneți dumneavoastră dacă știți. Deci la proiectul respectiv eu n-am de unde să știu în ciclare păi, sau dacă și nu cum s-a aprob. Dar nici acum nu pot să dau cu piciorul la o oportunitate de a... Doamna, dar nu este târziu să facem ședință extraordinară. Dar am spus că noi suntem în consens pentru proiect. Dar avem nevoie de niște lămuriri suplimentare. Vis-a-vis de acei 6 milioane cheltuiți, da, care nu trebuie să mai cheltuim proiectul ăla unde zace și la care mapă stă, de ce acest proform de viz este atât de încărcat că partea tehnică e 7 miliarde și ceva și până la 14 aproape la fel, hârțogăraie, studii și consultații. Deci cineva trebuie să ne răspundă, nu? Păi domnul primar trebuie să ne răspundă, că e ordonatorul principal de credite. Dacă îl depășește, vine cu organul de consultanță cu care a făcut acest deviz proform și ne explică dumnealui, la punct și virgulă. Și discutăm, și spune și domn președinte, spune și doamna Vici, spune și domnul Ovidiu, și domnul Hăiță, păi asta trebuie să arătăm noi lumii. Nu să aruncăm bani pe fereastră. Nu știu ce s-a făcut așa, spune Ioan, dar trebuie să aprobăm. Dar aprobați dumneavoastră. Eu mă abțin. Mă abțin, nu sunt împotrivă, pentru că eu vreau lucrul ăsta, dar mă abțin că nu am toate informații. Asta e. Din totalul sumei astea, cât bani o să trebuiască să plătească primăria Sforțeni? Nimic. Deci, CNI-ul se ocupă de tot ce înseamnă. Construcții, licitații... Deci trebuie să fiți foarte atentă la ce spuneți aici în Consiliu, pentru că... CNI-ul este 100% nu are treabă bătăria. Da, da, atunci, dacă... Nu, nici licitația, deci... Dacă, în condițiile astea, dacă noi nu aprobăm, când banii ne vin...
pe masă. Nu nimic da, nou. Nu nimic nou. Ei au nevoie doar de hotărârea Consiliului Local, că este de acord să înceapă construcția. Ai cheltuit 6 de milioane pe proiectare, topo și SF-ul. SF-uri. Da? Tu le-ai dat din bugetul local. Oricum banii aia ai recuperat ceva din banii ăsta. Nu sunt pierduți. Nu sunt pierduți. Păi tocmai ca să depui documentația. Nu-s pierduți. Îi primești la anul și la mulți ani. Documentația asta să o depui la CNI, tu trebuie să te duci cu niște acte în spate. Domnule, am terenul întabulat, sunt proprietar, am suprafața necesară, am... Deci tot din bugetul am care să depui asta. Deci ca să înțelegi, eu de tine să am în nota de cuvânt. N-avem nimic împotrivă. Banii aia sunt pentru că asta vreau explicații. De ce s-au pierdut banii așa și de pe tipa să scăce drumul din banii. Și asta, ăsta problema. Și de ce s-a întâmplat asta când era asta? Când era asta? Când era asta? Studiile care se aduce aminte, eu am mai întrebat. Nu, Vaslica, Alexandru, a venit și-o da, domn președinte, interveniți. Interveniți. Domnilor consilieri, domnilor consilieri, legea 215, la articolul 39, un pic, domnul... Așa. Nu pot cere de ce am aprobat atunci. Pentru că atunci, pentru a demara lucrările, trebuia să aprobăm. Domnul Hagimă! La fel! Poate un pic! Doamna Cobuz! Numai un pic! Numai un pic! Poate, într-adevăr, studiul și, eu știu ce proiect, pe ce axă o fi fost deschis sau unde o fi fost depus. Eu vorbesc despre proiectul care se depune acum la CNI. O fost doar pe PNDL, o fost doar pe PNDL, sau pe PNDL, sau nu știu ce o fi fost. Nu știu, păi, dar tocmai de aceea am zis, domnule, da, suntem de acord cu acest proiect, da? E frumos. Da, domnul Zatrescu, gata, vă rog, domnul Zatrescu. Legea 215, la articolul 39, ne dă voie, ca și consilier, vă citesc chiar articolul, spune așa. Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, lunar, la convocarea primarului. Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare la cererea primarului sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor consiliului. Deci noi, acum, supun la vot dacă mai facem o ședință extraordinară pentru acest proiect 4 și 5. Păi, dar trebuie să vină primarul, măi, domnul președinte. Te convocăm noi, nu trebuie să-l convoci. Primarul va veni. Putem, dar el trebuie să-i dă explicațiile, domnule. Păi asta e problema, tu dacă i-ai aici. Deci facem așa. Noi putem ori pe 4, 5 consilieri să inițiem o hotărâre. Eu pun pe masă secretarul și face ședință. Că vrea sau nu primarul, e treaba lui. Dar, în situația actuală, noi trebuie să facem proiectul ăsta. Dar avem niște elemente care încă se înfracture în mintea noastră, ca să ne dăm votul, vrem explicațiile lui și asigurările lui. Și asigurările lui. Oameni buni, ăia 600 de milioane nu sunt aruncați. S-au fost proiectul, uitați unde zace, unde este. L-am luat de acolo, îl upgradăm, îl ducem pe CNI. Deci, studiul de fezabilitate e folosit ăla, din proiectul respectiv. Deci, eu ce spun, da? Deci eu vreau. La baza ăsta, să studiul ăla. Eu asta o văd acum, că ore. Deci, sunt peste tot în lume, sunt oaturi care au pierdut studiile de fezabilitate, nu le-au legat cu proiectele, nu le-au depus la timp și în timp. Nu au mai fost valabile. Așa, nu au mai fost valabile și banii au fost aruncați în vânt. Noi, asta vrem să fac. Noi, Consiliul Local Scorțeni, actual. Trei, au fost trei sau două. Am avut lecții învățate? Da, am avut. Și atunci ce facem? Mergem pe aceeași cărare? Păi nu, haideți să ne adunăm din nou și mâine și la noapte și poi mâine cu primarul împreună. Și să luăm o decizie corectă. Păi atunci inițiem o hotărâre pentru ședință extraordinară? Eu sunt de acord cu orice. Dar stai spre ședinte, spuneți la vot orice, eu sunt de acord cu orice. Dar eu vreau elemente suplimentare. Legea ne dă voie să inițiem o hotărâre și facem o ședință extraordinară. Și de îndată poate fi, că este o problemă, este o problemă foarte importantă, am înțeles că este și o presiune a timpului. Eu nu știu cum Dumnezeu, la noi totul este sub presiunea timpului. Dar salariile voastre administrații nu sunt sub presiunea timpului? Hai să mă întreb. Da, 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 Institutul meu a fost fixat în ultima joi de lună. Păi da, dar mâine este zi nelucrătoare.
Doamna, vreau să vedeți că la comunele din jurul nostru, totdeauna pe 15, uite domnule, uite domnule, pe 15, știți de ce? Pentru că dacă îl se uită ceva, primarul respectiv, că este omenește a uita, este omenește a uita, primarul respectiv, mare timp de pe 15, până pe 20, până pe 30, să refacă ceva, să auzi. Noi venim pe ultima zi, dacă putem să fie și o chestie de aia, a, nu votați acum? Nu facem ședință, vă mai luați și indemnizația. Cam ceva de genul ăsta, da? Deci țineți cont de toate treburile astea, că nu vorbesc cu rău. Nu vorbesc cu rău, da? Hai să fim la jumătate, nu la noi. Vreau ca ședințe să le facem la jumătate. Domnule, dacă o să fie de asta, o avem din sori imediat. Hai să fim să vă zic cum o să facem ședință. Facem o ședință extraordinară pe data de pe 4, nu, pe 5. Domnul secretarul da, este concediu militar, nu a venit. Primarul a vorbit cu domnul primar. Nu mai are ce să mai facă primarul, dar hotărâi de consiliul local. Să fie prezent să dea explicații. Asta mă refer. Da, da. Ce ne dă explicații dacă te sui concediu? Păi da, dar nici primarul nu e obligat să fie prezent la consiliul local. Haideți să vă spun eu ceva. De principiu, deci pe principiu suntem de acord. Discutați că sunteți președinte la Consiliul Local. Discutați cu primarul, da? Secretarul avem, poate omul în urgență, deci nu-i problemă, da? Și facem o ședință, dar trebuie să discutați cu primarul. Pentru că dacă am înțeles că tot și în concediu, omul are și altă problemă. Nu, nu, nu e, s-a dus cu, a avut de rezolvat o problemă, ca fiecare dintre noi, da. În aceeași măsură, ducându-se la București. Dar nu pleci ca primarul într-o instituție. Au anunțat, domnul, cum să nu? Păi dar Doamna, asta ați văzut ce spune legea, că vii în fața Consiliului Local și anunți. Da, domnul, da, nu se aprobă Consiliul Local, dar informezi primarul, și dai o decizie cu locuitorul. Primar, consilierul local, nu are un program sau o zi, că eu trebuie să o prezentă. Dumneavoastră ați văzut ce spune legea? Primarul la plecare în concediu de odihnă. Nu are nici concediu de odihnă și nici concediu medical. Are urgență. Păi și cum? Deci este motivat sau nemotivat? Cum este? Păi poți să nu vină și o săptămână la bravo, da. Deci el ce poate să-și ia concediu 100 de zile, nu-i așa? Consilier local, el ca primar, suntem judecați o dată la 4 ani. Doamnă, el este subordonat legii, nu Consiliului. Da, dar asta doamnă, este subordonat legii, ba da. Unde? Pentru că a convocat Consiliul Local și este inițiatorul unor proiecte care trebuie prin expunerile de motive și studiul documentelor de la compartiment să le susțină. Păi ce dumneavoastră, dacă erați acum, prin dispoziția lui, anunțată în public, în Consiliul Local, primarul dumneavoastră luați toate deciziile acum, doamnă. Și nu plecam de aici. Dar dacă nu aveți nici decizie... Când dumneavoastră nu este nici în concediu medical și nici în concediu de odihnă. Și nici nu-l obligă legea să dar fie unde este, doamnă? Asta e problema? Da, dar primarul atunci cu este subordonat. Eu spun așa, primarul este subordonat legii. Credeți că legea spune că nu-l interesează? Doamne, deci stați un pic. Deci el a convocat ședința Consiliului Local. Da? Între timp apare o problemă fortuită. Primarul, prin dispoziție de primar, îndrituiește și împuternicește viceprimarul să asigure continuitatea funcției. Haideți să luăm o decizie. Și facem să avem ședință extraordinară. Dar de acord, am spus, dar mai trebuie să vorbiți cu primarul întâi, ca să vină, să ne explice. Bun, să votăm. Atunci supun la vot cine este pentru punctul 4 și 5 pentru ședința extraordinară. În data de 5. Nu, nu, hai un pic. Nu, nu, nu te-a venit ziua. S-a putea să nu e nimeni. Bucă la bun la. Păi trebuie să vorbească întâi. N-am zis să vorbească întâi. Și nici atunci primarul poate să nu fie prezent nici atunci. Și atunci noi nu mai aprobăm proiectele astea niciodată. Nu, adică noi venim așa. Nu, v-am puternicit după dumneavoastră. Cum scrie în carte? Da, da, poate dumneavoastră nu este nici în concediu de odihnă, nici în concediu. V-am puternicit după dumneavoastră, că el pleacă, că are o problemă, așa, și dumneavoastră aveți prin lege toate abilitățile în a veni, a convoca Consiliul Local și a stabili dacă votăm sau nu, prin vot. Asta e treaba. E simplu ca bună ziua și logic. Adică chiar nu mai se pare. Adică noi ca Consiliul Local, dacă cere primarul să dea explicații, el nu poate să vină... Nu, că n-are voie. N-are nicio subordonare. Nu, nu, nu este prevăzută în lege o subordonare. Dar este subordonat legii. Este subordonat legii. Cum face când știi că vine, nu când nu vine. Că știu că vine, că o legea nu-l obligă să fie prezent, tu nu mai înțelegi. Doamnă, dacă inițiază votările ale Consiliului Local, care trebuie să-și le susțină că este inițiator, ia uitați-vă un pic. Că scrie, inițiator, primar Cătălin Anton Gheorghiță. Primar, trebuie obligatoriu, dacă nu este prezent, să împuternicească viceprimarul care să conducă în locul lui
această prerogativă a Consiliului Local. Și Dumnezeu, vorbim logic sau nu? De ce le-ai subordonat legii toate? Ce Dumnezeu? Și asta e treaba, dacă vrei să înțelegi, dacă nu... Așa cum eu nu mă oblig nimeni să fiu prezent la Consiliul Local... Dar ce mai veniți la serviciu? Păi, tocmai asta zic, așa... Da, deci nu vă obligă nimeni să fiți la Consiliul Local... Nu mă obligă nimeni să prezent în fiecare zi la primărie... Nu. Deci nu vă obligă nimic, băi, cea. Deci sunteți în slujba legii. Scrie în lege că trebuie să lipsiți la Consiliul Local? Nu. Spune că trebuie să fiți prezent. Sunt prezent, dar și spune măsura legii. Care nu sunt prezent. Deci este o dublă interpretare ce-i dați dumneavoastră acum și nu este corect. Că dumneavoastră sunteți ca ales local și primarul și viceprimarul în slujba legii. Mai mult decât atât, dumneavoastră sunteți în subordine ierarhică primarului. De aceea el trebuie să-și exercite prerogativa de ordonator de credete în lipsa lui să existe viceprimar. Că scrie în lege. Niciodată nu pleacă amândoi în același timp. Scrie legea asta. Domnul Xaviescu. Spuneți-vă acolo, dacă suntem de acord sau nu cu acest două proiecte. Așa. În ședința de astăzi. Ședință extraordinară. Supun la vot. Nu. Supun la vot punctul 45. Cine este pentru aprobare? Și după aia, dacă e trecem. Cine este pentru? Cât sunt? 9, 10. Majoritate. Deci asta înseamnă că nu mai inițiem cu președința extraordinară. Deci eu am spus că nu sunt de acord. Dacă vreți, domnul Zanfirescu, se poate menționa despre votul dumneavoastră, da, legea sunt îndeplinit pe toate elementele care se-mi confere dreptul că aici banii aia 600 sunt așa și treaba dumneavoastră. Și... Păi, dar rămâne domnul primar, cum s-a stabilit și scris în procesul verbal, domnul primar va veni cu explicații. În următoarea ședință ordinară. Păi trebuia înainte de a aproba, nu? Ca să știm. Mai cheltuim încă o dată 600 de milioane. Dar poate aia ați pierdut. Posibil să mai cheltuim. Deci vreau să repetăm în patru voturi. Deci cine este pentru mâna sus și cine este împotrivă mâna sus? Mai cheltuim o dată 600 de milioane lui. E același, 45. Deci cine este pentru ca acest lucru să meargă înainte? Eu sunt împotrivă. Încă o dată. Cine este pentru? Punctul 45. Deci vreau să consemnați cei care suntem împotrivă, că mai am spus de ce. V-am spus, legea vă dă voie să menționați expres votul dumneavoastră. Deci nu avem lămuririle clare despre acest SF-ul, despre acest proiect. Apropo, că veni vorba acum. Vom avea la fel linii de finanțare care se vor deschide în luna ianuarie pentru apă și canal, care la fel va necesita studiul de fezabilitate, care la noi nu mai e valabil ăla vechi. Păi și vedem de ce... Păi și atunci o să spunem, păi nu o să fiu de acord să cheltui. Acum a devenit rău banii ăștia de la studii, îi făcut deja și au fost valabil. Și ne trezăm iar prin mai. Noi, eu nu suntem convinși. Domnul consilier, haideți să trecem gata la punctul 6 pe ordinea de zi. Da? Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravaloarei călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pe 1 octombrie 2017. Știm despre ce este vorba, ce este pentru. Păcat că nu a adus și pe noiembrie, că deja fiind în ultima zi, putea să aducă și pe noiembrie. Deci noi, numai pentru 1 octombrie. Cine este pentru? Decontare. La punctul 7, informații privind cheltuielile pe luna octombrie 2017. Aici ar trebui să fie doamna... Domnul președinte, da. Problemă trebuie să facem la serviciu. Da, da, doamna Alina Negeri. O cheam pe Alina? Pentru lămurirea domnilor consilieri, dacă domnii consilieri vor să vină, îi expres doamna Alina, o chemăm. Da? O chemăm pe doamna Nedelcu? Deci atenție, că noi am fost la ședință de ștoamnă. Consemna, da? E un pic sus la... Eu m-am vărut și da, apăsit. Nu-i da. Sigur, da. La... A fost numai la ședința de comisie. Da? Deci este important în economia votului. Când votez probleme de finanțare, de investiții sau de chestii. Deci dumneavoastră a fost prezent numai la ședința de comisie.
Nici nu va semna prezența. Băiene este absent. Nu a semnat prezența, nici convocarea. Ei, nu, eu am zis că nu... Cum, nici convocarea nu a semnat-o? La convocare trebuia? Nu, dar am zis să precizez că la votul în plen nu a participat, dar au participat de cât 12 ai sunat-o pe doamna Lidia cum se zice? Lidia ai sunat-o pe doamna Lidia. Da. O așteptăm atunci. Dacă să se înscrie la cuvânt, măcar să câștigăm timp, cine vrea să spună despre... Sau întrebări vis-a-vis de asta, că la comisie noi nu prea am avut timp de... Da, cine se înscrie la cuvânt? Chiar n-am avut loc. N-am avut timp și eu loc. Da. Domnul consilier, cine se înscrie la cuvânt? Domnul Cipcă. Pagimă. Cipcă. Pagimă. Zanfirescu Luniță. Și... Intrăm direct. Da, doamna... Informat privind cheltuieli de luna octombrie 2017. Direct din întrebările. Păi nu, ce întrebările. Acum ce întrebări pentru doamna contabilă. Așa, domnul Cipcă. Ce? Am văzut aici la cheltuieli servicii salubrizare 19.767. Aș avea o... Îmi face să mă lămuriți într-un fel. Alte primării au intrat într-un fel de conflict. Din ce am auzit de la alte primării, din cauza că au venit cu ceva tradiționale, pentru că s-au scumpit motorina sau ceva de genul, să mărească ceva din. Nu, nu sunt alte. Deci la mine la contabilitate nu a ajuns niciun act tradițional în privința asta. Deci, sau suplimentari, nu? Valoarea asta reprezintă pe două luni. Pe o lună se plătește 9.818 lei, este adresa de la Asociația de Dezvoltare. Sunt 2537 de persoane, ori 3 lei, 87 de persoane. Așa, și venim 9818 lei pe lună. Deci noi în fiecare lună plătim asta. Plus 131 de lei, 76, e gunoiul la primăria Scorțieni, ca instituție. Deci, pe două luni, din cauza asta e valoarea de 19 lei. Mulțumesc. Plăce. Domnul Hagiu? Da, bă, dar e ce... Da, nu, mare... un pic, nu un pic, că tot suntem la chestia cu banii de pe gunoi. Am avut control în data de 27 de la Garda de Mediu și dacă tot suntem în Consiliul Local, o să vă rog să, ca și măsuri ce ne-a dat, nu se mai eliberează nicio autorizație de funcționare pentru niciun operator economic dacă nu au, nu prezintă la momentul în care se solicită eliberarea autorizației de funcționare a unui contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licențiat în area de delegare, respectiv a tuturor agenților economici din comun. Conform legii numărul 101 din 25 aprilie 2006. Suntem din toate satele, anunțați toți cei care desfășoară activitate și sunt obligați să-și, să-și solicite aviz de autorizație de funcționare. În momentul în care depun cererea, în spate trebuie să aibă contract încheiat cu... Salut, societate, atât. Și la, iar la atât. Da, deci toate AFE-uri, PFE-uri, care solicită autorizație de funcție. Mai departe. Atât. Deci la... Domnul Hagiu. Da. Văd aici și luna trecută și luna asta ceva cu toaletare bun. Am dat luna trecută 200 de milioane. Luna asta încă 73 de milioane. Cât mai toaletăm pomii ăsta? A fost diferența pe Grigorie, care s-a făcut recepția după aceea și a mai fost o sumă de... În suma asta intră și 1904 lei. Toaletare, deci au fost doi braz, poate dumneavoastră mai știți, la dispensarul veterinar. Fostul dispensar, domnul Marian Costică, a venit cu solicitare, a venit de la ISU. Și ne-a impus toți, da, tăi era doi brazi, cădeau peste 1904.
Da, costă ceva. Păi cum? Costat, n-ai văzut, ai văzut bine că nu a costat 110 milioane instalațiile de pavazare iar anul trecut și 120 de milioane de montare lor. Ce te mai mire am dat? Și doar am o întrebare, de fapt sunt mai multe așa, dar mă interesează, spune aici sectorizare UAT 9200, în ce constă? Ce? Este conform legii, sectorizarea UAT, aici o parte spune doamna inginerul. Prezentați abonamentele pe oameni și pe numere să vedem cele două variante. N-ați mai venit cu ele. Da, astea le prezintă domnul primar, nu le prezint eu. Dumneavoastră i-ați dat materialul lui? Dar nu fac eu contractele pe oameni și pe numere din telefon. Domnul primar este ordonatorul de credite care încheie contractele. Am înțeles, da. Deci primarul face tot singur. Așa nu știe nimic. Și mai sunt cheltuieli de molare, grădinița Grigorenda. Care-i? Păi acolo s-au făcut, s-au făcut descripție cadastrale, acolo, să, după cum v-a explicat domnul primar, o să fie un parc. Pentru demolarea grădiniței vechi trebuie să niște documentații întocmite, au fost avize luate, tot felul de avize, până la obținerea autorizației de demolare. Deci ai crezut că e demolarea propriu-zisă și n-a început? Încă nu, nu. Până la obținerea autorizației de demolare... Ce-am fost treptat, dar înainte de treaba asta să știi... Da, bine, înseamnă niște formalități, avize, chestii în ăla. Altfel nu poți să-ți dau. Ca e intabulat... Dacă asta trebuie... Nu a fost intabulat. Nu? Nu. E mai simplu atunci. Nu. Eu trebuie să demonstrez că ești proprietar. Că are tot ce trebuie. Dai, bă, dai, domn președinte, că ne prinde seara. Cine mai fost? Da, totdeauna, eu am fost primul care m-a greu. Mai este domnul Zanfirescu, Mihăiță. Este cu vitanjare fost. Unde s-a mai vitanjat? Unde s-a mai vitanjat? Este cu vitanjare, dar spune-mi de ce, că eu sunt mai mult discat fălcele, zi? Da, 104... Dar nu, asta sunt, da, de explicarea cu la nu, e vezi, ce ai? La vidanjare nu, eu cel puțin 1463,70. Da, când au venit de la Crab. La salubrizare te refer, nu? Au venit de la Crab și au desfăcut aici cum se ducea la Valin. Dar era un concediu sau? Da, când se ducea la Valin fosă. Eram fundat aici la Fușa, la Lazar, nu știu exact să vă zic unde. Au venit de la Crab și cu fosa. Văd că... Sunt vreo 200 de bani aproape. Depozitate acolo, lăsate voi a sorții? La fosă, acum se fac raporturile pe partea tranșamentului electric. 7.000 și ceva de fiecare branșament, nu? Plătit la EON. 7.000 și ceva plus avizul 83,30. Deci aproape de 7.200 și ceva. Numai branșamentul și cu avizul de la EON. O dată pentru stația de evurare și o dată pentru bazinul de apă. Aceleași cheltuieli și într-o parte și în altă. Deci mai durează. Stația de epurare este achiziționată. Sunt da. Luate nu, ca nu prea e mare. Am primit, am primit și studiul hidrologic de la Institutul de Cercetare de la București, care l-am plătit cu 2900 să apară în cheltuieli. Stația de epurare s-a achiziționat, ați zis bine. Cât a costat? Noi 80 de mii, mai puțin. 57.358. Doar stația de epurare. Nu apare cheltuială pentru ieșire. O recepționată cineva? Este proces verbal de predare-primire. Nu este o lucrare, este doar stația. Au adus-o firma. Nu este montată, nu. Dar nici nu o să facem noi recepție, treaba mea. Dar dacă faci, când o să fie lucrarea, dacă nu s-a făcut... Păi da, o luăm și o moții nouă trebuie montat, că am zis că facem treaba până la... Da, nu ai cum să o montezi dacă nu ai curentul electric. Curentul electric, avizul de la Apele Române, au venit în control, am făcut studiu hidrologic la Institutul de la București. Pentru instalația de apă, nu? Da. Pentru blocuri și primării, doar atâta. Păi asta e sursa mea. Da, care e subsistența. Da. Dă-i bătaie, domn președinte. Bun. Trecem la articolul 8. Analiza definirii sarcinilor, inițiative luate în ședința precedentă. Era bine să fie domnul primar, nu e. Nu am. Dacă are cineva ceva de spus. Eu mă scriu aici la cuvânt, dar poate mai sunt și alții care din aparatul administrativ. Vreau eu să spun câteva. Așa, deci domnul Zanfirescu. Mai aveți treabă cu colega Medeco? Doamna Nichita.
Vreți să-l chem un pic pe Neță? Așa, altcineva? La doamna Anedel cum poate să plece dacă îmi spune dacă așa, aveți dispoziția numărul de vezabilitate. Da, vi le spun acum. Dacă aveți și un material, e foarte bine. Materialul doar le-am scos așa pe o hârtiuță de la arhivă. Alimentare cu apă s-a plătit în 2014 studiul de fezabilitate 16.368 de lei. Reactualizare SF, drum Florești, în anul 2014, 25.000 de lei. Reactualizare SF, drumuri Scorțeni-Grigoreni, 47.120 lei, în anul 2015. Iar SF, cămin Scorțeni, s-a făcut anul trecut, în 2016, 59.640 lei. 600 de lei? Da. Cheltuielile cu deci SF-uri. Da, asta sunt SF-uri. SF-uri. Oh. Alea din 2014-2015 mai sunt la ADN? Sănătate. SF-uri. Nu știu dacă mai sunt la dragi colegi. Să depune atunci, vezi. Să depune proiectul, vezi. Mulțumesc, doamna Nedelcu. Da, am mai băiați cu reparațiile deci vreau să știți că știam situația SF-urilor. De la domnul primar Cătălin Anton Gheorghiță. Odată la o cafea mi-a spus situația SF-urilor, că suntem campioni la SF-uri. Deci chiar eu mi-a spus. Asta i-am scos de contabilitate. Nu am vrut să vă verific. El nu a putut să-mi dea valorile. Dar să știți că el mi-a spus aia și poate. Odată ce a fost viceprimar, trebuie să știe. Că eu mai beau câte o cafea câteodată așa cu el. A, numai preferinții dați. Mai veniți să vedeți și noi. Poate la ori domnul Zanferescu, de ce nu ne dați și noi? Lăsați că să beți șampanie în ultimul timp cu el. Șampanie? Pentru copii. Vreau să vă mai zic cu reparațiile la Sielo. Au fost discuții luna trecută și așa... Da, în 2014 am dat 200 de milioane la Sielo. Deci a trebuit Sielo... 12.086 de lei în 2014. Alina, în 2014 Sielo, dacă cu 200 de milioane luam unul nou. Nu 200, 12.000, deci 120. O dată, o factură. Nu, toate facturile le-am scos. Da. În 2015, 3.921 de lei. În 2016, 2.988,5. 0,7 lei, iar în 2017 2010,39 de lei. Deci, cu alte cuvinte, dacă eu băgam în mașina mea acestea bani, era avion. De când e și el ăsta? Deci, în 2004. Mulțumesc frumos! Acum am să intru un pic tot la ședințele precedente. Dar nu! Poate era cineva care a zis că vrea să prezinte o situație, nu? Da. Dacă eu, pe urmă, intram în... Având în vedere raportul de specialitate prezentat domnul secretar în ședința anterioară, cu plafonul pentru datornici, am văzut un pic pe filmare, ați fost de acord, dar nu mi s-a stabilit suma. Păi știți de ce? Pentru că tot domn secretar trebuia să facă un proiect de hotărâre, doamnă, care îl supuneam votului. Eu vreau să... Păi dacă nu l-am făcut, ce să aprobăm? Noi am zis da, conform legii. Dar nu, am zis așa? Da, conform legii. Deci, dar dacă n-a fost proiect de hotărâre, aici trebuia proiect de hotărâre, trebuia să-i spuneți secretarul. Băi, Vasilică, faci proiect de hotărâre să stabilești, să votăm. Nu, dar eu efectiv nu am cerut aprobarea publicării acestor prestații. Nu trebuia să stabilim noi un plafon consiliului local. Plafonului, corect. Păi atât noi nu pentru persoane fizice, noi. Cât și pentru persoane juridice. Doamne, nu asta aveți dreptate, dar Vasilică trebuia să facă un proiect de hotărâre. Bun, o să transmit domnul secretar să vină la următoarea ședință din nou, da? Un proiect de hotărâre în care noi votăm, ne analizăm care este un plafon rezonabil sub care nu comunicăm pe site-ul primăriei, conform legii, datornicii. Și un plafon peste care scrim acolo. Nu le urmați exemplu, da? Asta vine în azi. Da. Domnul primar m-a rugat să vină în ședință cu situația încasărilor la amenzi. Nu, eu am cerut-o, doamnă, nu vă rugați. Eu am cerut-o în septembrie, că am vrut să vedem din aprilie, când am făcut o evaluare atunci. Că sunt... Nu ați venit atunci, nu-i da, așa? Da. A spus, domnule, sunt 6 miliarde de lei neîncasați la impozite. Sunt 6 miliarde din amenzi. Și am zis că este de bună augur ca după 6 luni de zile, pentru că și-au turat atât de mari motoarele, au trecut prin organigramă funcții din astea, de recuperări, de nu știu ce, nu? Da. Asta a fost motivarea, ca să urgentăm recuperarea banilor la bugetul local, că ne interesează bugetul local, nu? Dar, apropo, gândiți-vă,
Nu plecați, vă rog eu frumos. Gândiți-vă în condițiile în care nou cod fiscal, cei 10%, cei 16% devin 10% și vreau să vă văd viziunea noastră și a primarului, pentru ședința viitoare, că aici pierdem bani la bugetul local, cum pierde toată lumea. Că dacă nu mai plăti, nu se mai percep 16% la avere din veniturile pro-fiscale. Și vreau să văd viziunea primarului, dar îl ajutați dumneavoastră, economic vorbind, la pentru ședința ordinară, să ne spună cam cum ar vedea el, că nu cred că vine din deal sau cu banii în cele 6% care sunt în codul fiscal. Deci, au venit, așa. Deci am cerut eu, doamnă, ca să revin. Eu am cerut atunci și vreau așa să vedem. Din cei 6 miliarde, cât ați făcut până la sfârșitul anului ați recuperat? La amenzi. Din cei 6 miliarde... Săptămânii anterioare. Nu, hai să vorbim acum, că suntem la 1 decembrie. Din... Și care în procente și ca sumă. Din amenziile de circulație restante, în valoare de 226.000, s-au recuperat 26.614. Din cele contravenționale, legea 61, din 391.224, s-au recuperat 17.000. În total, din cele 6 miliarde cu aproximație, vorbim de 43.617. Deci 430 de milioane am reușit până la... Deci 600.000, 46.000. Deci n-am ajuns la un sfert bani? Nu. 12.000. Stați un pic. Bun. E clar. 12.000. Amenziile intră în debit foarte ușor. De exemplu, de la începutul anului și până la ora actuală, avem luat în debit, doar în cursul anului 2017, 80.000. Doamne. Deci e clar treaba. Pe total, îi trag concluzia că încasările sunt slabe. Vă pot prezenta și ca aproximativ procentaj la celelalte... Deci dumneavoastră ați participat la aceste măsuri de recuperare da. A acestor datorii. Da, făcut ce... Prin faptul că sunteți la biroul de așa. Da. Dar în afară de dumneavoastră, care încasați, nu? Sau ce faceți acolo? Încasez, înștiințez, întocmesc... Cu cine mai faceți treaba asta? Că eu, o persoană singură, înhămată la 12 miliarde, nu văd eu că aduce... Eu și colega asta. Atât? Și pe teren? Pe teren, nu. Păi pe teren de ce nu? Că noi avem agent fiscal. Nu sunt eu dispusă să-l trimit domnul pe teren sau să-i placez atribuții. Păi în statul de organizare, domnul Alex e agent fiscal. El a bătut tălpica prin comună. Nu știu să vă spun. Nu știți, dumneavoastră înseamnă că tot pe prima dată să ne întrebăm, nu? Da, mai avem... Bun, din suma de 6 miliarde am reușit să adun amenzi în jur de 10.000 de lei, să le transfer la alte primării pe motivul schimbării domiciliului. Deci am încasat 500 de milioane din... Am încasat 43.400 de milioane, am transferat 10.100 de milioane. Păi s-au plătit salarii, s-au plătit indemnizații la consilieri, s-au plătit utilități, licuri, de asta trăim. Da, bun, pe asta și desfășurăm activitatea. Veniturile constituie surse proprii. De-aia v-am întrebat eu. Deci bugetul local când s-a constituit la început de an, noi ne-am bazat pe niște încasări. Da. S-au încasat mai puțin față de ce ne-am propus noi. Banii care s-au încasat... Doamne, să vedem. Putem trăi mai bine, dar cu ce încasări avem de 12%? Păi dacă am avea încasări mai mari, desigur că am avea și noi cheltuieli. E că am ajuns la locul în care trebuia să ajungem. Trebuie să facem, în așa fel cum a spus și în aprilie, ca prin aparatul primarului de specialitate, încasări să creștem mai mari. Încasări mai mari. Noi facem încasări mai mari și proiecția bugetului o să fie mai mare. Da. Pentru că la sfârșit de an și... Totodată, pentru cei care au... angajamente de plată în jur de 5.500 de lei pe lună. Deci ei s-au angajat să plătească o sumă astfel încât în 12 luni să-și achite datoria, este 5.500 de lei per total. Deci s-a discutat cu ei, s-a făcut de executorul sumație, s-a făcut angajament în cazul care se că nu așa. Da. Plus de asta avem amenzi încasate care nu au fost luate în debit. A mea este acolo, amenda mea este? N-a venit încă? Nu. Trebuie să vină. Da. Avem amenzi acele la fără debit, care se achită în 48 de ore, după cum prea bine știți, încasate în sumă de 30.000. N-am 300 de milioane, fără debit. Deci, în afară de cele care le avem înregistrate, le avem pe celelalte care nu au intrat.
Pentru doamna Fondat din curiozitate, atunci când o să completăm organigramă cu toate funcțiile de acolo, o să avem bani de plătit toate salariile astea. Păi stați-o, da, se face dimensionarea din noua bugetului pe funcții. Vedem la început. Vedem la nouă buget. Da, hai să o vedem, aprobat, că a trecut 9 luni. Și aș mai avea o problemă. Da, doamnă. Cu apa. Consumul de apă. Auleu, dar noi am zis că am terminat cu apa, nu? Nu. Deci a fost prins pe raportul curții de conturi o sumă în valoare de, nu știu să vă spun exact acum, care nu s-a ținut cont la stabilirea tarifului de 4 lei să fie amortizată și acea sumă respectiv. 18.432, reprezentând contravaloarea serviciului pe stat de Ghidușteu Odor și TVA-ul la facturi de E.ON 5.138. Plus, indexul general facturat de Seghia Bacău de 2612 lei. Acest index nu bate în nicio lună. În data de... Am zis să mă adresez dumneavoastră, având în vedere că o parte din consilierii vechi sunt și în actuala formulă și știu ce au stabilit atunci și care au fost formula de calcul. M-am adresat domnului primar, i-am spus că aceste creanțe trebuie recuperate, sprijinite pe raportul curții de conturi, să dispună un alt calcul retroactiv împreună cu dumneavoastră, să vadă dacă s-a greșit undeva, dacă amortizează, dacă nu. Totodată i-am adresat și domnului consilier Vrote o adresă prin care i-am spus că avem o problemă care persistă lună de lună. Indexul general de pe bazinul de la cimitir nu corespunde cu indexul citit din teren. Rezultând astfel, Păi asta vine, nu mă interesează lucrul ăsta. Stați un pic să-mi termin ce am de spus. Deci, rezultând astfel pierderi nejustificate, de exemplu, în luna iulie de 306 metri cubi, 1224 de lei, în luna august 637 de metri cubi, 2548 de lei, în luna septembrie 569 de metri cubi, 2276, în luna octombrie 251 de metri cubi, 1004 lei. De când am început eu să contorizez un pic, au rezultat pierderi de 7052 de lei, pe care în contabilitate se iau ne le pune să plătim la indexul de pe contorul general de pe acel bazin. Nu știu ce vom face, deci curtea de conturi va veni în control, calculul nu este făcut, pierderile sunt în continuare. Da, dar știți ce este supărător? Că după ce numai parte din populația Scorțeniului poate să spună că este o populație fericită, care are apă și dă drumul la robinet. 110 oameni. 125, da? 125. Parte din ei se mai bucură să mai șefuri, domnule. E sfidător, doamne. Deci, dumneavoastră nu vă bucurați de... dumneavoastră nu vă bucurați. 75 de milioane de mâini, deci, ce spune doamna. Deci, Segheau, și pe cei de la Seghea nu interesează justificările noastre, da? Ei facturează la început indexul, dar nu eu sunt cea care merg pe teren cu ei la index. Iar pe noi, curtea de conturi ne ia după acel index trecut pe factură. Știu, eu nu amortizez. Ce știți? Deci, în primul rând, niciodată nu va bate conturul general cu conturii de la consumatorii. Mai decât 500 de kilometri de metri cubi într-o lună. Nu. Apoi, au fost câteva pierderi de apă. Ei, apa până iese la suprafață, se duce mult în asta. De cum ați un exemplu când a fost procese normale? Domnul Zavirescu, să se poată... Dar și patru și-au pus apă metru. Numai două rezervoare de apă s-au dus atunci când a fost, asta însemnând vreo 60 de metri cubi. Domnul președinte, dar numai când a fost... Se pot întâmpla incidente tehnice. Da, da. Ți intervine de comisie, să faci un proces verbal, să... Conducta este veche de 30 de ani, toată este plină... De acord, dar ce facem dacă noi nu intervenim? Asta cu anumite chestiuni de genul ăsta. Trebuie să minte, procese verbale, justificări. Să mai înlocuim... Da, nu cumva sunt și unii care încă n-au contract. Că era o dată... N-au apometru, nu contract. Da, păi stați-o, auziți, doamne. Dacă unii n-au apometru, este clar că diferența e de la aia care consumă fără apometru. Am prezentat raportul. Și de acolo și de acolo s-a dus. S-a dus. Am prezentat raportul. Foarte mult. 500. Decizia o ia... Stați un pic. Deci, în afară de pierderi de 7.000 care a zis de 4, a spus de 4 posturi. Ca să vorbim așa, fără să discutăm nominal, că nici nu mai, cred că știu și nominal. A spus de 4 posturi la final, care încă nu aveau contractul.
Deci li s-a întocmit contract, din câte știți dumneavoastră, la respectivii, pentru că dacă n-au contract, nu președinte. Doamne, dacă n-au contract, n-au nici apometru. Deci acolo este o cantitate mare de apă, da? Au contracte cele persoane, dar bun, nu dar nu plătesc, metru. Dar nu plătesc, înseamnă. Dacă n-au apometru, nu plătesc. Aici răspuns ar putea să-ți dea Bogdan Lăzărescu. El se ocupă de așa ceva. Eu aprezent la fel. Lătați-o un pic pentru primar, pentru ședința viitoare. Nu că vine să-l mai întrebăm, să vine cu ea rezolvată. În sensul că, dacă sunt persoane care n-au apometru, să-și monteze apometru și plătesc legal ca toată lumea. Să vedem atunci, după o lună de zile, citirea contoarului de sus cu ce intră în, la dumneavoastră, e mare diferența. Mai facem un proces verbal că s-a spart un bazit, o conductă și atunci nu mai stăm cu 7500 de, 75 de milioane care să ne... Problema e că sunt soluții, domnule președinte. Sunt soluții. Prețul inițial de 4 lei, fiindcă populația nu a fost de acord cu acest preț de 4 lei. Da. Se putea face pentru și aici. Se un 2 lei și ceva. Se putea face și aici. Un comitet, o reprezentare a unor oameni de aici, cu Consiliul Local la un loc, se certau 4 zile aici și se luau o decizie și se găseau o soluție, s-a aprobat păi Consiliul Local și la revedere. Păi acum și oamenii trebuie să fie conștienți că nu se mai poate cu 4 lei pe metru cub de apă, pentru că între timp energia electrică... Da, doamnă, așa este. Acum așa nu mai poate. Acum 2 ani era exagerat. Dar din august a fost discuția la ședință, nu? Nici acum să nu-și pună apometru, păi... Nu, da, acum trebuie să nu mi-e trebuiască. Păi, domnul Victor, dacă 4 inși nu plătesc și consumă 50 de metri, 50 de metri pe lună. Dacă sunt 200 de metri cub lunar numai la ăștia. Mai este și o spargere de conductă, mai nu știu ce, se adună și iese treaba. Toată evidența trebuie să o aibă persoana desemnată. Problema nu este... Foarte bine cu problema. Corect. Când se vitajează din banii primării, cei care locuiesc la bloc, să plătească canalizarea. În funcție de... Da, da, pentru un de apă, băi nu. Contractele au fost făcute inclusiv pentru canalizare. De cei care au canalizare pe contract, scrie. Dar n-are cum, 4 lei plătesc și noi, dar nu au fost canalizare. Bun, dar canalizarea s-a plătit întotdeauna separat. Vitajarea s-a plătit separat. Când s-a plătit? Când s-a plătit vitajarea, au plătit-o permanent primăria. Nu, s-au făcut o dată o vitajare. S-a plătit, dar acum câțiva ani de zile, când am venit la primărie. Nu, dar în ultima perioadă toate vitajarele... Nu, a trebuit luat în considerare și s-au recuperat să fac un calcul cumva să pună... Să se facă un calcul de acum încolo și să se facă un calcul de scoate niște care să recuperez 26.000 pe raport. Deci este foarte bine că doamna a prezentat problema asta. Este o problemă de nerezolvat. Dar haideți să o rezolvăm. Trebuie să luați niște măsuri, că așa, uite, vorbim niște nimicuri în loc să... Deci e o problemă, deci nu sunt niște apometri puse, mai intervine o defecțiune, conducta e veche. Deci, cum v-am explicat, trebuie să luăm în calcul că cei 4 lei, nu, la momentul actual, nu mai acoperă costurile pentru metru cub de apă. Pentru asta, doamnă, trebuie să facem o pe această temă, o speță, în ordinea de zi. Ordinea de zi a ședințelor de lucru, a ședințelor ordinare, nu trebuie să conțină numai proiecte de hotărâri. Da. Putem veni cu inițiative, cu discuții, cu dări de seamă, care să le formulăm un punct de vedere. Pe ordinea de zi a ședințelor, nu trebuie să venim numai cu proiecte de hotărâri. Sunt cele mai importante. Deciziile economice pentru aparatul administrativ, da. Și inițiativele au loc pe ordinea de zi. Și alte. O decizie. Da. Este o decizie, da, dar da. Nu-i grea. Deci nu este grea, nu-i nerezolvabil. Să vină cu răspunsul... Da, vă rog frumos, notați. Oricum trebuie, oricum noi trebuie să fixăm ca începând de la 1 ianuarie 2018 tariful pentru apă. Da, dar până atunci, cu atât mai mult, să rezolvi problema, odată cu problema asta, se intră și rezolvarea acestei probleme. Instalarea apometrului la cele 4 posturi. Verificarea instalației cu domnul care e pe PFA și așa, dacă mai sunt pierderi. Și le apropiem. La instalație nu poate nici cine atoader să verifice, pentru că ea este îngropată. Da. În momentul în care se întâmplă... Dacă noi punem apometru la 2, 3, 5 oameni, vedem peste o lună, dacă la doamna acolo, mai este această diferență. Doamna, din punct de vedere legal, acești 75 de milioane, cum o să-i... Cum o spune? De unde? Dar avem băiat 200 și e suficient. Pui
S-a notat problema, a zis și doamna o chestiune care trebuie să o aprobăm pentru, așa, legăm cu defecțiunile astea ca să ies treaba bună. Pentru că, ia cătă că tot să mișcă ceva și pe linia pe aici. Asta, ușor, ușor ajungem la liman. Mai greu la noi, dar am discutat acum vreo 2-3 luni de zile, am discutat de noul comitet pentru situații de urgență. Nu întâmplător vă spun treaba asta, pentru că dacă este comitetul de situații de urgență, este subordonat primarului. Dar avem obligații principale, noi Consiliul Local și primarul. Și am văzut aici la articolul 13 din legea asta MSU a situațiilor de urgență, am văzut acel plan de analiză și acoperire a riscurilor. Vine iarna, vin frigurile, vin viscururile, în vară am avut cataclisme cu apa. Noi planul ăsta, dacă ți-aduce aminte doamna Lidia, în decembrie, nu că a fost un moftan, o să-i respingem, au cerut niște bani ca să-l facă nu știu cine. Și am zis, nu, noi avem un băiat tânăr, se documentează. Eu aș vrea, notați doamnă, ca domnul primar, care este președintele comitetului de situații de urgență, dar și noi, cu prerogativele care le avem, vreau să vedem dacă acest plan la intrarea în iarnă, și în perspectiva lui, s-a făcut. Dacă l-avem pe responsabilități clare, pentru că noi am aprobat un contract cadru, fără scutiri. Așa, corect. Deci, așa am zis că revine cu comitetul format să-l aprobăm. Este atributul nostru. Uite aici, în asta, și vreau neapărat să-l vedem. Deci, planul de analiză și acoperirea riscurilor. Și persoanele care formează, îl aprobăm. La problemă, avem aici astăzi. În lege, într-adevăr. Că, uite, a trecut un an și eu n-am mai auzit. În lege se spune că cei care fac parte din comitetul respectiv pot să beneficieze de scutiri la... Da, da, să se miște treaba cât mai repede, pentru că... Am spus eu, dar nu este bine. Cam să se evităm noi, consilierii, noi am spus că nu suntem de acord. Dacă voluntar, fără scutiri. Și în cazul în care se acordă scutirea, dacă el depune, de exemplu, documentul și solicită scutirii pe data de 5 ianuarie, eu sunt obligată, conform codului fiscal, să iau scutirea de la data din 1-2019. Da, deci el a pierdut pentru 3-4-5 zile, da, totul. Da. Domnul Gavirescu, dacă mai mergem. Mai am ceva. Deci mai am. Ce-ai zis? Că nu mai am? Nu. Nu, că v-a zis Gavirescu, nu mă știu. Revenim la Curtea de Conturi. Eu nu vă spun faptul că am primit o adresă la Curtea de Conturi pentru că am făcut niște sesizări la timpul controlului cu niște chestii care nu le-am considerat normale și n-am făcut ascunsă treaba, v-am spus de atunci. Mi-au răspuns, să știți. Acasă mi-e confidențial personal. Mi-au spus că sunt nereguli. Da? Eu nu intru în competențele Curții de Conturi, mi-au confirmat că sunt nereguli, că asta e treaba și mi-au exemplificat acolo. Vreau așa, să întreb. Revin la problemele consacrate. Inventarierea. A fost lăsată în Curtea de Conturi să se refacă. S-a emis o nouă dispoziție. Nu mai sunteți președinte la asta. Sunteți. S-a schimbat comisia. Trebuia reorganizată treaba. Știți de ce vă întreb? Pentru că în luna decembrie, conform legii contabilității, iar intră sub incidența inventarierii patrimoniului. Care noi nici acum nu l-avem făcut. Poate cineva să mă lămurească? Știu că s-a pentru că a venit să aprobăm noi un organ specializat ca să ne facă inventarierea patrimoniului. Hai să fim serioși. Și pentru asta dăm bani? Avem oameni competenți în primărie, care sunt bine plătiți și care au și pregătire economică, financiară, să facă treaba asta. Comisia trebuie să preia de la un gestionar. Și nu s-a stabilit nici acum? Ei, gestionarul respectiv, la rândul lui, nu are cum să ia ceva ce nu poate să cuantifice. Deci, și atunci... Știu că exact cum s-a făcut la arhivă. Fișele de inventarieri, inventarul patrimoniului, se ia din compartimentul din contabilitate. Da, din contabilitate. De acolo să pui punctul de plecare. Exact cum s-a făcut la arhivă. Și acolo urmărești scripticul cu facticul. Tot pentru un raport al Curții de Conturi a trebuit re-arhiva. Deci noi acum am răspuns Curții de Conturi. Trebuie să știți. Am răspuns Curții de Conturi că am făcut inventarierea patrimoniului. Nu, nici nu a venit Curtea de Conturi la recontrol. Că știți de ce? Va veni, a zis bine, mai mult decât atâta. În luna decembrie, potrivit legii contabilității, trebuie făcută inventarierea. Aia care noi am făcut-o în martie. Dar știu că a venit pentru a putea lua în gestiune. Domn primar, uitați-vă la cameră. Aici trebuie să luați măsuri, să numiți prin dispoziție. Dacă credeți, altă comisie și treceți la efectuarea din nou a inventarierii,
faptic, scriptic, cum spune legea contabilității, în luna decembrie. Pentru că dacă nu ați făcut-o și discuta de conturi a găsit-o făcută cu nereguli, este timpul să punem ordine și în patrimoniul Comunei Scorțeni. Și vom sta liniștiți toți. Și contabila, și primarul, și președintele comisiei de inventariere. Deci trebuie făcută inventarierea serios. Iluminatul de sărbători. Mi-aduc aminte că, glumind sau nu, deci este ceva frumos, care mi încarcă sufletește și trebuie făcut. Am plătit, a fost frumos el făcut cu 12.000 de lei, dar eu mi-am să aminte ce a spus domnul profesor, Hagi Măcu, și cum Dumnezeu am făcut iluminat de 12.000 frumos și m-am dat vreo 12-13.000 la demontare. Înseamnă că noi, acele ghirlande, nu? Acele jocuri, au fost câte au fost după bugetul nostru. Au fost. De câte loc au fost. Înseamnă că noi acum, dacă am plătit cât le-am achiziționat și cât le-am montat și am plătit de montatul lor, înseamnă că sunt sale perfecte de funcționare. Adică cel puțin 90%, da? Deci nu vom mai da bani, încă alți bani, tot la fel de mulți ca am trecut. Le păstrăm pe alea, că ieri m-am oprit la Mărgineni, întâmplător, și erau băieții și un tip care monta acolo, m-a oprit și a zis că de astăzi de anii trecuți, domn Gelu, așa. Și zic că anul ăsta ați cumpărat puțin, că am avut de anul trecut. Ale noastre, unde sunt am alea care le-am demontat, costă 40 de milioane? Păi, de astăzi de dimineață au venit cei de la Iluminat. Și au început cu alea vechi. Dar n-avem noi. Noi n-avem. L-ați cumpărat. Nu, nu, nu. Folosim cele care sunt din anii trecuți, din și anul cumpărăm mai puțin, dacă e. Ca să facem o economie. Deocamdată nu am montat decât ce este... am luat decizia asta de a monta acum. Da. Eu nu știu dacă să mai ia sau nu. Da, ce le-a păstrat astea? Au fost puse în magazie aici în spate. Magazia fiind remorca. Nu, cum să fie remorca dacă a fost în interior. Nu, în remorcă sunt alea care n-au mai putut fi folosite de anul trecut. De cele stricate. Da. Haideți să nu mai aruncăm la pizza voare. Erau pe lângă, vedeți pe lângă primărie și ați cu bănuțul ăsta să... e foarte greu. Eu mi-am dat 12 milioane, 220 de milioane anul trecut. Mai dă și anul ăsta pe 50-60, hai să zici maxim 100. Să nu mai plătim chiar 150 de milioane la demontatul lor, să le păstrăm. De la an la an vom avea din ce în ce mai multe, pentru că m-am uitat, să știți. Și la toate ăștia pe unde trec ziua și pe... Deci 80% sunt din cele din anii precedenți. Dar nici mai noi, deci eu și anul trecut s-o... Deci vă rog, pentru dumneavoastră. Mare grijă să nu vă scape treaba asta, că am văzut că... Nu, dar la... Deci... Anul ăsta... Nu vedeți la recepție să zice, doamne, am mai luat de 200 de milioane. Dar nu-l iau eu. Deci, indiferent decizia... Nu-l luați dumneavoastră, nu-l luați dumneavoastră. Dar problema este că, și aici, trebuie făcut. Deci, astăzi... umple sufletul, mai ales că vine festivalul cu urși și cu asta. Trebuie făcut. Astăzi nu s-au montat și nu știu dacă o fi terminat. Ba da, la Vigoreni astăzi în două locuri. La mini și mai... Da, am spus, un panou de intrare acolo la... Deci sunt din cele vechi, da? N-avem nimic nou. Și mai cumpărăm? Asta nu știu, bani, am discutat când au venit banii aia. Știi că a făcut Cătălin Ociornă, primarul, a făcut o ciornă, a făcut un document. Domnul consilier, trebuie să plec cu ciornă, nu știu. Închei ședința și noi... Te rămâne, doamna, aici. Continuă, doamna viceprimar, să închei ședința. Dar poți să închei, că doar aici suntem deja, am terminat cu ședința în sine. Da, mai sunt niște... Da, suntem la... Doamna Vasilice, poți să pleci. Nu, vreau poți să pleci. Bun. Eu mai am așa. Aici, la sarcinile vechi. Aici mai am una. Site-ul primăriei. Site-ul primăriei pe care noi plătim, Alina, 6-7, confirme. N-am mai plătit. Deci am plătit 5.800 când am făcut atunci. Da, da, anual, da, anual. N-am plătit nimic anul ăsta. Dar o să vină vremea. Ei. Da? Ce vreau să spun? Ce vreau să spun, ea aparține iar lui domnul Dăriu. Pentru că m-am uitat aseară pe el. Și vreau să vă spun cu tristețe că nu este actualizat. Nu este funcționabil. Nu găsim acolo, așa cum ne-am exprimat noi, toate elementele. Hotărârile Consiliului Local. Sunt multe care lipsesc. Nu este rubrica cu cetățenii. Noi dăm niște bani anual. Asta înseamnă transparență. Așa ne vinde noi marfa. Ne vinde marfa în... Deci vreau să vă spun că acest site al primăriei este unul din măsurile care asigură oarecare transparență către cetățeni, către cei plecați, și îți dă bine la imaginea noastră, dacă știm să noi vindem. Deci site-ul primăriei, mă rog să mă verificați. Site-ul
site-ul primăriei, fiecare compartiment este contabilitate, eu îmi depun documentele. Este asistent social, își depune documentele. Dar trebuie la nivelul OAT. Un administrator, dar fiecare să aibă parolă, să intre și să-și poseze. I-am spus secretarului, uitați-vă că dacă dumneavoastră ați trecut acolo, ceea ce credeți că... Pentru că Diana nu știe ce fac eu. Eu nu știu să-și faci am văzut că ai depus tot timpul. Păi eu depun, dar fiecare să-și depună pe compartiment. Deci eu vreau mai parolă sau eu nu pot să știu. Da, eu am parolă cu care intru și postez. De exemplu, dar fiecare pe compartiment proiecte de hotărâri, proiecte de investiții, proiecte. Nu le spune Alina, nu-i treaba. Probleme de asistență socială. Anunțuri către populație. Anunțuri. Rubrica cu cetățenii, dialog cu cetățenii, scrie păpurică. Am zis eu acum vreo 2-3 luni. Păi, uite, nu arde un bec. Coloșa, primarului se prezintă la câteva zile, la o zi, două, sinteza de pe internet. Eu nu pot să știu ce se face la situații de urgență la urbanism. Deci, doamne, notați-o din nou pentru domnul Denile Expres, nu-i treaba primarului. Are responsabilitate pe compartimentul lui. Eu am văzut de la dumneavoastră că sunt postate tot felul de informări. Dar dacă... Deci eu vreau să vă spun că nici declarația de averi nu s-a actualizat. Dar nu-i treaba dumneavoastră. Eu ce zic? Da. Fiecare secretar, deci secretarul. Secretarul coordonează printr-un responsabil actualizarea site-ului primării. Că a venit vorba și uite că au mai plecat dintre consilieri. Vă rog, anunțați dacă tot se organizează festivalul ăsta de date și obiceiuri. Anunțați că între timp, eu cel puțin știu din anii trecuți, că în afară de caprile mari, capra mare, scorțeniu, mai sunt și mici. Da. Deci să copii, să aibă timp să se organizeze. Să vină costumat, ar fi bine să-i îndreptăm și către director, că el face un program. Nu, era vorba despre banii aia... Nu, dar s-au aprobat 1000, nu s-au aprobat 5.000. Apropo de bani, hai să zic că asta am văzut. Nu, eu vreau să zic noi la rectificare, în afară de 10.000 care am dat noi acolo, noi am pus 5.000 la pachete. Dar n-am rectificare de 10.000, dar s-a solicitat, dar nu este. El a împărțit banii atunci pe o țidulă și ne-a dat-o la toți pe aici. I-am zis de atunci, hai să ținem cont. Când au venit banii, așa, exact. Am noi 5.000 puși la început în pachete pentru copii. 6.000, le-am prezidionat. Apropo, că aș veni la Ciel Gros, 5.000 erau în, în plan, nu, în ala de anul ăsta pe 2017. 5.000 au fost pentru date și obicei. Da, și 6.000 pentru pachete la copii. Da, 6.000 la pachete. Au fost cum a trăit la Ciel Gros. S-a mai suplimentat ceva aici, nu, nu, pe 6.000, ca să putem avea în data de, cât vine acolo, pe 18, nu? Pe 18 copiii deja încep să aibă la grupe, la clase, să aibă serbări. Și atunci, pentru a fi prezent și pachetul odată cu moșul, la fiecare clasă, grupă, am spus că până în data, eu am dat vineri să fie adus. Am facturat pro formă, da. Data de 5, acum, săptămâna viitoare, conținutul pachetului este format din un suc Figo, o ciocolată Milka, o ciocolată Poiana, o pungă de napolitane Gioie mare, o pungă de portocale de un kilogram, o plasă de un kilogram, opt prăjiturele cu ciocolată, un moș Crăciun de ciocolată, da, și Dumnezeu a mai fost... Câte pachete se fac total? 235 în valoare de 25,50 lei. E bine. Deci am ieșit pe 5.998,65. Dacă la punctul ăsta da, mai sunt... Vreau să vă mai spun, la aia 5.000 care i-ați spus de date, care s-au pus în buget, discutam și cu mătra. Este capra mare, 5.000. Ei, noi nu o să dăm aia 5.000 doar la capra mare. O să mai înființeze, poate, eu știu, urs, capră, de pensat, dar care sunt mai micuți. Ei, ei sunt pe treaba lor. Pentru ziua națională care au făcut-o cu cimitirul cu astea, i s-au dat ceva bani? Niciun nu, lemn, nu. Deci, din bugetul, nu, deci, din bugetul local... Din, protocol? Nu. Deci nu s-a dat cu primarul local. Atât. Păi de ce n-am prins? Deci, ăia 3.000 de protocol, a fost discuția și am spus. Dacă era organizată, ăia banii s-au pus pe protocol. Trebuia dată o hotărâre de Consiliu pentru
festivitatea, data de cu destinație specială. Păi dacă nu s-au luat inițiativă și n-au făcut eu din bugetul, a venit târziu, deci a fost în scurt și nu. Și de asta zic, pentru ăia 5.000 care mai fac căpriții, trebuie să fie o persoană peste 18 ani care trebuie să trec pe statul de plată. Și anexat la statul de plată o să fie cererea și cu autorizația care se eliberează de aici la primărie. Pentru a primi ăia 5.000 să deci facă la fiecare. Capra, deci nu-i numai pentru capra... Nu. Păi dar trebuie să încurajăm și pe ăștia care-s mici. Da, și ceilalți care fac. Până la urmă, dar în capra mare sunt și adulți, sunt și cei care mai lași serviciu. Suntem la punctul 8, încă la chestiuni din ședințele precedente. Trebuie să avem grijă de ăștia mici. Ceva, ca să trecem la mai mici. Domnul Cipu și-a luat demisia din comisii. Ce consilieri mai putem pune în comisia de recepție pentru lucrări? Dar nu numai domnul Cipcă și-a dat demisia. Pic, mai domnul Cipcă și-a dat comisia, dat demisia, domnul Ambăruș, da, dată... Unii au fost dați afară din comisie. Iar doamna Teanu a fost abuzit dat afară din comisie. Trecem cu ocazia asta la punctul... Păi nu, aici trebuia să mă întrebi cum întreba... La punctul, la ultimul punct. Dar la ultimul punct discutăm. Nu știu, eu am zis că la ultimul acum, am zis că mai e... Trecem la punctul 8 cu trebuie. Am ales că ultimul cu trebuie. Să-mi punctele, da. Da, ultimul cu trebuie. Deci pot să zic, eu am făcut și... Fapt, o nemulțumire, ca să zic așa. Numai de înregistrare, vă să spun, nu? La punctul 9. Dar nu da. Punctul 9. Dar tot a fost discuția cu... Știu, domnul primarul este, voiam să mă adresez dumnealui. Motivul, vreau să știu motivul. Ce motiv a avut din o dată afară din comisia de recepție? Aici pot să-mi răspundă doamna Vice, pentru că e președinta comisiei. Eu cred că și dumnea ei trebuia să mă anunță, nu? Nu. Prerogativa de a da o... Nu, bă, dar nu intru în mesageria, de ce? Și atunci la cine aștept? Orice dispoziție care se emită într-o primărie este dată de către primar. Da, dar dumneavoastră în calitate de președinte atunci dau omul ăsta afară. Dar nu e, deci o componența unei comisii sau orice comisie este dată printr-o dispoziție și este dată de către primar. Dar trece și pe mine. Dar este stabilită de către domnul primar. Deci nu... Da. Deci dacă doamna ia cuvântul, iau și eu cuvântul. Am înțeles. Dar nu, și cine mai vrea la întrebări? Da, aici mi-am dat eu, de exemplu, nu vreau deloc să fac parte din comisia de recepție. Mă privește pe mine. O dispoziție dată de primar, există un termen legal în care poate fi contestat. Eu, de exemplu, dacă nu vreau să fac parte din comisia X, da? Eu atunci aștept să-i mai pun întrebarea domnului primar. Deci este prerogativa primarului și avea și răspunsul lui. V-ați adresat până acum? Dar normal, am și număr de înregistrare. Așteptați răspunsul în termenul legal. Și dacă nu o să vă satisfacă răspunsul, este abuz în serviciu. Ăsta este un abuz în serviciu și mergeți în continuare pe linia corpului de control al prefectului. Spunându-i că eu nu vreau... Dar domnul secretar, atenționați-l! Da. Este cel care vizează de legalitate dispozițiile primarului. Că aici este un abuz de serviciu ce se vizează doamna, da. Care l-am constatat în cadrul comisiei de recepție și cu doamna Avram. Că am întrebat-o aici cu doamna Avram. Aici, mai în urmă, suntem cei care e doamna vice, dumneavoastră și cine mai erau atunci. Dar dumneavoastră, de ce nu mai sunteți în comisia? Pentru că nu am vrut să semnez recepțiile de la drumurile cu balastarea din iunie. Am fost dat afară. Deci încă o situație. Și mie mi s-a spus la fel. Când deci ca să știe toată lumea că la comisiile de recepție se joacă alba-neagra, când cineva nu vrea sau nu vrea să semneze, este schimbat din comisie. Unii au constatat de bun simț și s-au retras pentru că au văzut oamenii, felicitări, domnul Cipcă Ionuț, că treburile nu sunt în regulă și atunci omul a zis, eu nu mai particip la mascarada asta. Și-a dat demisia. Unii vin numiți că nu poate să refuze pe domnul așa, dar doamna, în cazul lui doamna și al lui doamna, este un abuz în serviciu. Punct. Au rămas din câți erau, au rămas câțiva. Cei patru evangheliști erau trei. Luca și Matei. Așa o să ajungem noi. Doamnă, pot continua, da? Trec la alt registru. Vreau să îl întreb pe domnul primar. Domnul Anton, ce măsuri ați luat până la data prezentă și trecută și prin legea 98 a achizițiilor publice privind asigurarea noastră a Consiliului Local și a Comunității că în anul acesta
avem deja în viziune un contract beton de dezăpezire. Pentru că prognoza meteo pe această iarnă se pare că este mai aspră ca în anile precedente. În sensul că în luna decembrie vor fi 2-3 viscole, așa spun meteorologii, în luna ianuarie vom avea vreo 3 viscole și în luna februarie vreo 2. Deci trebuie să avem un contract încheiat beton cu o societate clară, trecută prin filtrul achizițiilor publice, domnul Niță, cu dumneavoastră pot colabora aici pe... Așa, am vrut să se ridic mingea la... Așa, în așa fel încât, uite, chiar așa am scris aici, întrebare pentru domnul Niță. Stimă. Deci să avem garanția că avem, să avem o societate, să nu avem probleme în iarna asta. Totdeauna iarna ne surprinde, nu numai la noi, în toată țara, toate primările sunt surprinse, dar totuși noi trebuie să avem certitudinea că ne revenim măcar în primele 7 zile de la taifun. De la taifun. Adică după 7 zile de la, când ne acopere să încercăm să... Trebuia să avem șofer angajat ca să punem totul la treabă. Pe doamna Alina am întrebat-o ce viziune are cu așa. Nu putem. Organizarea comandului, repet, orice post, orice post se scoate la concurs, pe veche urmează prea. Da, și pe statut, important. Nu oprim nimeni până acum. Am făcut și reparat eu. Deci nu. Mai am... E foarte mult din lucru. Deci, vis-a-vis de... Dar să știți, de exemplu, eu aș avea nevoie urgentă de persoană la urbanism, cu care eu nu am cu cine să cooperez. Dacă auziți că a făcut doamna și un referat... Eu am făcut doar ce am în subordine eu nu pot să fac referat să solicit organizarea concursului. Faceți și dumneavoastră cere... Faceți și dumneavoastră cere scrise către primar... Eu, de exemplu, pentru a consulta legea, când mi-ar fi mult mai ușor să întreb, noi consilierii, cred că ne-am adus un afort deosebit la a solicita primarul aparatului administrativ începând din luna martie. Să avem noi o organigramă nouă, ne-am împotmolit cu tot felul de legi, că n-am știut legea 88, acum o trimitem din nou. Dar asta nu prit pe încadrările pe vechea organigramă. Păi nu, se putea încadra. Deci se putea face. Cine n-a făcut-o? Vinovat eu, Creangă. Cine? Hai. Nu sunt. Nici dumneavoastră. Și trebuiau făcute, doamnă. Pentru că asta conduceau la o bună încadrare și la o eficiență a muncii în aparatul administrativ. Că dacă ai oameni, ai cui să dai sarcini, dacă nu, ați văzut ce ați prima roată, eu trebuie să le fac pe toate. Dar vroiam să întreb și cu postul la concurs, am înțeles, de la UNICEF. De ce nu se scoate nici acum? În referat eu am solicitat organizarea concursului pentru două posturi care intră în subordinea mea. Dacă vă uitați în organigramă, și de ce nu în subordinea mea. Eu mi-am făcut datoria, am făcut referatul. Domnul secretar, el este principalul, principala verigă de legalitate și desface o dispoziție. Eu am în subordine, uitați-vă un pic. Mai am două probleme. Scurte, ca să terminăm asta și poate mai aici. Deci, pentru domnul Danilă, vis-a-vis de acel proces cu romconstructorul. Da? Am văzut, am luat la cunoștință că am fost la tribunal, la secția 2, contencios. Am văzut că au dat și ei în judecată, deci primă, luați Corțeni, au dat în judecată, eu m-am dus cu avocatul meu și m-am uitat în dosar, am avut acces acolo, pentru că am văzut de bună întâmpinare în dosar. Și ne-am dat seama că treaba acolo e cerută corect, cât de cât. Eu am văzut și care-i bumba acolo, deci am vrut să fac o intervenție accesorii în favoarea UAT-ului. Dar pentru că este cererea UAT-ului, a primarului, de anulare a acelui act adițional, de anularea acestei facturi, am zis că este corect să lăsăm ca domnul primar, pentru că plătim bani la avocat, să vedem ce pe fond, ce se întâmplă pe fond. Dacă, vă rog să-i transmiteți, dacă pe fond nu va câștiga preaua asta în apel, mă duc și voi face intervenția accesorii în favoarea UAT-ului, cu specificația ca cei în cauză care se fac vinovați să plătească comisia de recepție și primarul care a semnat actul adițional. Deci acum pe fond așteptăm să dea Dumnezeu, fac crucea mare, ca să li se anuleze pe fond actul adițional și factura. Și în felul ăsta nu mai dăm un leu. Dar din câte am văzut eu acolo, că dânsul a scris, că am văzut ce e în dosar. Și președinta e judecător, nu cred eu că nu o să vadă, am văzut eu care nu sunt jurist. A spus că a semnat actul adițional pe 23 decembrie cu un deam mare de acte. Nu e adevărat. Deci nu este adevărat. Pe 23 decembrie n-avea cum să nu știe
că acea comisie, care dânsul a numit-o prin dispoziție de primar la Grigoreni și care pe 19 decembrie 2016 a făcut o recepție de valoarea, care credeți? Totală cu cheltuielile neprevăzute. Dumneavoastră credeți că judecătoarea nu o să vadă treaba asta? Că comisia de recepție și-a asumat sub semnătură acea valoare? Și noi întrebăm din cheltuielile neprevăzute și acum. Da, este o luptă în instanță, dar eu vă spun. M-am oprit acum, pe fond, că aș vrea să văd că se anulează. Dar din câte am văzut eu acolo, mă rog. Dar voi interveni pe în apel, dacă este treaba. Deci ca să... Că am văzut că cineva era foarte surprins și m-a făcut nebun când m-am dus la instanță. De pe mine chiar mă interesează banii scorțenilor, domnule primar. Chiar mă interesează. Și cum îi cheltuim, și pe ce îi dăm. Și când îi dăm, și ce semnăm. Eu personal mi-am câștigat în 28 de ani de la Revoluție încoace, de la lovitura de stat din 89, mi-am câștigat dreptul de a spune liber, corect, ceea ce gândesc. Cu demnitate și cu, cum să spun eu, cu responsabilitate. De aceea, cum să spun, văd că câteodată, din jenă, din anumite chestiuni, poate nu suntem, nu trebuie să facem politică aici. Trebuie să fim în politica administrativă a comunei noastre. Văd că avem, poate, câte o, din asta, o rumoare, o rușine, să nu deranjăm pe domn primar, să nu deranjăm pe doamna vice, să nu deranjăm pe domn secretar. Dar să știți că eu nu am nicio problemă nici cu doamna, nici cu domn primar, nici cu domn secretar. Chiar îi prețuiesc ca persoane fizice, dacă intrăm în actul administrativ, gândesc altfel. Adică gândesc exact cum am fost învățat să gândesc. Și nu mă poate condamna nimeni. Chiar dacă mă face cineva de aici nebun pe mine, îl anunț că-s mai cu control la zica el. De mai multe ori, de vreo 40 de ani chiar. Am spus și mi-am dat și oful. Gata. Poftiți, domnul Hagen. Da. Vreau să vorbesc despre faptul că în Grigoreni, mă refer, nu mă refer la Scorțeni, sunt anumite zone cu iluminare slabă sau deloc. Nu din cauza că nu cei de la Evon nu vin să-și pună să pună decul, din cauza că nu sunt instalații de iluminat pe stâlpi. Neon. Nu, instalația. Neonul nu este. A, pentru ar trebui extindere de cea. Da, extindere. Aici vreau să văd care ar fi pașii pe care trebuie să-i parcurgem pentru a se monta și în alte, pe alți stâlpi, instalații iluminate. Nu trebuie niciun pas. Aici, domnul primar, tu poți să indici ca și puncte. Domnule. Eu vreo două știu sigur. Nu, exact unde. Ei, de ce? Eventual, doar atâta. Că cei de la iluminatul public, echipa care este pe mentenanță, automat prelungește cablul de la ultimul stâlp pus. Dar dacă, acum, dacă ai identificate punctele exacte, mai bine. Știți care e treaba? Mie mi-a făcut o chestie. Eu am primit un mesaj de la doamna, la un moment dat. De asta zic în care a spus, dacă știți, nu știu ce, nu știu cum. Eu am dat telefon la unul în care zic, da, băi, vezi, fi venit în mașină, știu ce. Treaba a fost bună, dar cred că nu este chiar suficient prin noi, numai prin noi, consilieri. Da, bine, noi deci, nu știu, cred că ar trebui aici gândit un pic la nivelul administrativ, că un băiat tânăr, să fac o inventar așa, trec într-o lună, o lună jumătate, trecând prin toate porțile oamenilor. Băi, ia, care aveți aici, cum de trebuie așa? Și notate. Da. Cum ce-a venit cu inventarul? Haideți să vă spun, așa, pe toate ulițele merg și eu. Da, doamna, dar știți ce se întâmplă? Nu poți să chiar peste tot. Nu, știți ce se întâmplă? Tu, și mai ales seara aveți lucrul ăsta. Da, seara se aici. Aici. Ei, tu constați în momentul în care ai trecut, nu ia aspectul. Deci, dar nu cum era în fundul... Tocmai în capăt la sân. Da. În momentul în care am trimis mesaj, m-a sunat și mi-a spus, vedeți că la stâlpul de la Daniel Franc spre așa, s-a ars becul mine. Chiar dacă poate eu cu 3 zile înainte sau cu 5 zile înainte de a veni echipa, funcționa. Atunci când ai echipa, e proaspăt. Da. Pe Grigoreni, de exemplu, a fost undeva ulița care de la... biserică spre capul ăsta. Mai arde din el. Ei, au fost o întrerupere. Fii... 6 becuri, el era în unii. O săptămână, dar nu știu. Dar fiind scurt, da, da, da. Da, ei. Da, eu mă refeream la locurile nu sunt instalate. De exemplu, de la monument, cât se vede pe drumul vechi, deci când se vede, acolo există într-adevăr un neon. După aia face drumul un corp și este o casă tocmai la mama Naivii.
Aici avem într-o lucrare mai de amploare. Mai puțin, mai puțin. Eu am vorbit cu persoana, ultima persoană din sat. Cu Iulian. Când se pun un bec la penultima casă, că este un stâlp, și nu i-a ajuns. Deci de acolo se vede cât de cât să meargă mai departe. Eu pe acolo, deci, numai în întuneric. Deci atunci nici nu trebuie extindere, ci efectiv montat, neoan. Da, dar nu montat, montat, deci extindere, montat, instalație. Nu există instalație. Ce vă mai pot informa? Au fost pe zona centrului, am înlocuit, pentru că aveam depus pe uliță între... Uitați, după chestia aia, că eu am mai spus și în ședința aici. Am înlocuit... Larica acolo... Vă zis din nu știu câte ori. Și am spus și aici în ședință. Acolo neonul ăla nu arde, așa a spus femeia, arde, și asta a contribuit și a spart magazinul. Mare magazin are șerica acolo. Nu. Deci fiind umbră, fiind noapte, cum am dacă eu... era un bec acolo, poate nu era... Cum am eu în vedere? Pe rând, pe zona centrului, înlocuiesc lămpile care sunt actuale cu lămpi cu LED. Ce este lampă, pun pe sectoarele de drum unde nu există bec deloc. Ducem. Deci neonul, ce l-am luat de aici, cu tot cu ca să nu aia. Da, corect. Așa. Ca pe zona centrului să avem economizitate, dar și lumină. Atât. Da. Totuși ce? Și timpul câștigăm, totuși câștigăm, că avem un opaiț. Atât. Avem ceva. Avem ceva. Avem ceva. De exemplu, pe sectorul de drum corect, de la ăsta... Deci acum ar trebui așa, cei care acum ne văd și o să ne vadă, ar trebui așa, să sune la primărie, să sune la primărie, pentru că ședința va fi televizată, oamenii vor să află. Și să spună, doamne, sunt Popescu, stau pe deal, sau sunt Ionescu, stau la Grigoreni. Nu, toată, luați... toată lumea vrea în poartă. Doamne. Asta e să le centralizăm și puțin, și puțin orientat așa, spre curte. Doamna Cobuz, ce sprimbare dacă. Deci, lăsați-i așa, că dacă ei vin dinspre sat, dinspre comunitate, vin 50 de cereri, dumneavoastră, cu aparatul administrativ, cu așa, o să filtrați un pic treaba și să mai rezolvă din problemele astea. Nu ajungem la un iluminat 100%, că se mai ia. Așa. Dar avem 90-95% asigurat iluminat. Că sunt locuri în care nu au fost nicio comunicare din partea lor, nu sunt, cum ai zis, nu sunt nici măcar instalații de neon. În alte părți o mai ia, că ai trecut azi și mâine și o varsă și stă de două săptămâni. Vine iarna, ziua e scurtă, ești sărbătorile, tot întuneric, tot întuneric. Oana mai merge. În concluzie trebuie anunțat de mare. Dar acum la 4 iubesc. Da. Deci, de către ce la... Aici un pic ar trebui. Aici un pic ar trebui, acum, luna asta, trebuie văzut o leacă și mai făcut ceva aici, în zona asta, a becului, aluminiu. În afară de partea... Pentru că ziua e scurtă, iarnă... Că s-au înflăs mai mult, doar la fel. Sunt. Nu știu, sunt 50, 20, 30, nu știu câte sunt. Am primit un mesaj. Oamenii care au probleme să sunați la primărie, la cine să suneva? Să sune la cineva, ziceți o persoană. Pe telefonul fix, dar nu neapărat pe telefon. Da, să suni pe telefonul fix la primărie. Băi, cine primește telefon? Primește doamna Tănase. Scrie acolo, cine mai, indiferent. Dar se centralizează la doamna viceprimar. Doamna, uitați, are un agent doamna primar, scrie acolo. Eu ce zic, oricine ar primi din primărie, să duce și îi spune pe o hârtie, vedeți că povestea. Eu întreb pentru că înainte să, acum am întrebat în plen cum ar veni, am vorbit cu primarul. Mai sunt situații. Eu am spus primarului. Și că sunt anumite situații, asemenea, am spus și unde. Am uitat o treabă, m-a rugat, dar o știți. A rămas așa. Și vedeți dacă s-a rezolvat, verificați-o un pic, știu, o știți sigur. Din copiii de la stejarul din capăt de acolo, cu mașina copiilor. Eu cred că s-o rezolva, zic eu, n-am mai verificat. Dumneavoastră, dacă ați dat vreo dispoziție sau dacă a dat primarul, că am înțeles că nu-i rezolvată problema. Da, nu, copiii aia vin de acolo de la Purum. Din Probuzul directorul. Păi da, dar păi vorbim da, leagă cu... L-am informat pe director. Acum directorul îi spune șoferului că în Consiliul de Administrație al școlii se fixează... Doamna Tănase, dați-i telefonul dumneavoastră, nu mai sună pe domnul. Doamne, problema de la stejarul copiii aia trec. Iar chiar m-a oprit cineva acolo în drum. Eu am zis că s-o fi rezolvat. Nici n-am mai... Prin 2 km pe zi, până la mașina școlii, e frig, e iarnă, sunt 3 copilași și o familie mutată la noi în comunitate. Cu 5 copii. Și vin tocmai de acolo. Deci sunt copii mici. Și vedeți dacă domnul Huian, care zice doamna că chiar știe, poate a rezolvat-o. Adică e vorba de șofer să primească dispoziția, să meargă, domnule, să-i ducă, să-i ia de acolo și să-i lase acolo. Păi aia trei.
Îmi am să aminti că ați zis dumneavoastră de 6 cu lumina, telefoane la primărie, toți cei care sunt probleme, toți cei care îi primiți telefoane, mergeți la doamna vice, scrie pe agenda și la o săptămână, să mai punem vreo 5.000 de becuri în comun acum. Da. Oamenii rușele sunt la primărie. Ai spus, domnule, ai ți fă o cerere, că nu ți-a nu, nu, nu de cerere. Nu, dar de exemplu, sunt poate întâmpla. Cum mă oprește pe mine și îmi spune, imposibil să nu vă oprească și pe voi să vă, sau da, când te-ai întâlnit. Da. Ca să nu pierd nici eu. Da. Să zic, băi, am uitat de... punctul X, dacă mi-ai trimis un mesaj. Alex, asta ce este? Ca să... Mai are cineva... Deci e pe terenul tău, nu? Să iau cuvântul? Păi, nu, acum pot să spun. Mi se pare corect că treaba, că dacă vine Conex la mine să pun o antenă în grădină, intervine o... Deci cum adică? Deci e terenul lui omul... Dar în cazul ăsta nu se numește contract de donații. Nu, da, așa se numește. El are contract de donații. El face ceva de donații. El are terenul de donații. Îți scrie dat-o cu două. Aaa, tu ai înseamnă. Da. Păi nu știu, asta trebuie să o aprobăm noi, Consiliul Local. El cere 200 de euro pe an. Că trece... Dar contractul de... Dar stai un pic, dar... De acum a trebuit contract. Nu, 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 dar contractul de donații e unul. Cum e? După aia cu ce te deranjează pe tine? De vrei tu bani în fiecare an? Mă deranjează că nu pot să fac nimic cu țeava respectivă. Ei, da. Doar o groapă în pământ la un metru și la revedere. Și dă atunci o sumă de bani. Puteți să faceți ceva cu știa? Dar ce, dar... Da, normal. De ce să nu faci? Nu puteți. Dar ce puteți? Este și ce, nu poți să cultiv porumb sau ce ai tu credință? Da, dacă ai vitir, dacă ai face construințele. Dar nu te vine țeava aia. Dar nu te vine și în grădină, domnule. Vine din curtii. Vine din grădină. Cum este? Fiecare e un lucru. La urmă e proprietatea lui. Puteți să treceți ocolitor la atât de bucățica. Doar eu nu vă oblig să faceți contract. Dar bravo, știu că ești în post și ești și pocăit. Și te-a făcut. Dar ești zi. Și am trecut să vă ajung din. Aglumim. Nu, dar mi se pare enorm. Să dea 200 de euro pe an pentru că... Deci, băi, ce trebuie să facem? Uitați la problema asta? Băi, știi care treaba? Noi o discutăm. Noi discutăm acum, dar asta nu e un proiect din hotărâre. Zilu Vasile, e al 16-lea. Așa că nu mai e al 1-lea, al 2-lea, e al 16-lea. Mai sunt, dar nu... Să fac un proiect din hotărâre și să concretizăm un vot și atunci vedem care treaba. Că așa, eu în principiu, așa, eu sunt de acord, pentru că acolo sunt niște chestiuni care nu-ți permit. Da. Uite, alții au altă părere, au altă, nu știu, nu mai mi se pare enorme, dar vedem, adică trebuie concretizat într-un proiect de hotărâre. El trebuie să, el trebuie să vină cu o formă legală, o formă legală să se vină. A proiectul de hotărâre cu baze, cu expunere de... Așa, deci. Dar contractul de donații trebuie făcut cum? Prin notar? Nu, el este proprietar. Dar el e proprietar prin donații, el. El a spus titlul lui de proprietar. Dar contractul de donații tot prin notar. Aici trebuie un proiect de hotărâre, clar. Tu ești proprietarul. Deci ca să votăm, trebuie un proiect de hotărâre. În calitate de proprietar, noi nu ne interesează calitatea ta. Inclusiv aia cu avizul pentru deci, rețeaua școlară. E aceeași valoare. Doamna Atanas, vă rog să le transmiteți dirguitorilor, așa, dirguitorilor, dacă sunt situații de genul ăsta, este firesc să se întâmple. Nu mai pleacă primar nicăieri până nu o putălâncești pe doamnă. Deci vă spun, asta e ideea, deci nu e nicio problemă, să aibă și... Nu mai pleacă secretarul nicăieri fără să fiți, da, văd că sunteți, da? Ca să nu putem desfășura activitatea în grădinare. Mai mult decât atât. Vreau ca ședința din luna decembrie să nu mai venim după Crăciun încoace. Dar nu, oricum va fi... Adică de 21, atunci vine de război. Nu, dar e rectificare bugetară și garantată până pe 10 decembrie. Deci vreau să o facem mai repede. Toți intrăm în aureola asta a sărbătorilor. Deci facem. Și mai mult decât atât, doamnă. Doamnă. Haideți. Transmiteți-le, că rog foarte mult și am discutat și cu colegii. Nu mai punem la 1, 2 ședințe. La 1 e jumătate, azi n-ai făcut, nici nu te duci la capăt, de exemplu. Da, nu mai fac nimic. Da, eram bine înainte. Dom'le, veneam la 8 aici, la 9 începeam ședința, la 11 jumătate plecam. Am înțeles. Pe dacă e numai la noi, aiurea, văd la toți ședințele, dimineața, pe 15, pe 10.
Le lăsăm pe ultima lună. Suntem în agonia stresantă a tuturor chestiilor care apar. V-am spus, în luna decembrie va fi mult mai repede, pentru că este sigur echipa. Da, doamne, nu vreau numai luna decembrie. Vreau să intru un pic în obiceiul de a fi un pic mai risit. Poate chiar apare o problemă din jumatea lunii până la final. Foarte repede. La majoritatea oamenilor, în ultima joi și la Consiliul Județean, dacă așteptăm... Punem prima joi după 15 sau după jumătate de luni, sau ceva zice. Dar o să venim la ușa de sănătate de 30, nu suntem în forum și o să zic că o facem pe 2, dar nu mai las bani în următoarea luni. Pa! Adică... Da, da, noi putem să facem la comisie. Da, și numai la comisie atât. Și numai la comisie, de la noi nu-i fixat procentul domnul Zanfirescu. Pe ședinții. De să ai și ședința... Ordinară. Și ordinară, da. De să ai și ședința de comisie și ordinară. Și nu uitați că ați promis ceva. Da! De ce căutați treaba? Pentru că nu o cer pentru mine. Eu ce spus, că eu m-am zbătut și poate unii la început atunci au fost împotriva. Am văzut că eu n-am dat în fostul primar, nici în secretare. Mi s-au dat niște bani înapoi. Să știți că eu m-am zbătut ca să luați bani înapoi pentru cei care ați fost consilieri. Vă mulțumesc. Pentru că am repetat până când ați luat bani. Nu contează că nu mai sunt aici. Ei, și acum vreau să mergem pe același principiu, cu toți cei care venim pe la comisiile alea, să găsească partea de formulă legală în care să iau și eu 2 lei. El 2 lei, el 2 lei, că-s banii mei și fac ce vreau cu ei, da. Că îi muncesc. Corect. Da? Da, eu am zis, n-am nimic și discuția a fost, de cât timp? Deci noi dacă nu ținem ședința odată, că găsim mofturi sau găsim nu știu ce, nu luăm banii. Domnul de la pupitru ia bani. Da? Și domnul care se pândează la pupitru. Tu și dumneavoastră este sunteți aici. Dar noi nu luăm. Dar noi suntem învățați. Da. Eu de ce zic? Hai să privim lucrurile cu mare transparență, cu prietenie, să facem ceea ce trebuie. Nu suntem perfecți, dar e sfârșit de an și eu cred că ne putem vedea în condiții și mai bune 9 ani, cu altă viziune, să eliminăm anumite chestiuni care ne-au creat anumite instabilități, așa de moment, sau poate chiar rugoizități între noi și să privim lucrurile, că noi aici am venit pentru un lucru comun. Dacă eu am făcut niște observații și trebuie să-mi ia ca pe... Păi, dar să știți că eu sunt de principiu că contradicția este mama dezvoltării. Noi n-am dus-o niciodată în zona a ne certa între noi să ne urâm. Nu. Și mai bine discutăm. Chiar dacă am spus mai nervos o anumite chestii, n-am spus-o altfel, poate totuși în viitor nu se vor mai repeta, zic eu. Asta e ideea, nu... Da. Dacă să declarăm închisă ședința, chiar dacă am solicitat domnului Frote. Da, o să fie și noi în Consiliul Local, chiar dacă domnul primar dă dispoziții, să formulăm și noi, toți consilierii, comisii de recepție pentru toate lucrările și tot ce se face în zonă. Eu sunt de acord cu asta. Domnul demisia, domnul au creat mădat afară, domnul au creat mădat afară. Dar și-a pus oamenii care i-au vrut el, care semnează facturi. Dar nu tu trebuie să te gândești la un singur lucru, că cel care semnează, cel care face parte din comisia de recepție. Și asumă. Își asumă, păi, tocmai. Eu, de exemplu, eu nu vreau să fac parte din comisia de recepție. Eu nu vreau. Dacă își asumă, dacă semnează. Dacă nu vreți, dacă nu vreți, vreau să faci tot ce... Așa dispoziții, nu contest. Da, deci dumneavoastră dacă nu vreți, îți faceți, da, după ce ați fost numită, faceți tot cel de demisie, sau nu sunteți de acord. Sau nu sunteți de acord și o contestați în contestios vă duceți. Da, da. Deci asta e greu. Altă modalitate. Nu vă obligă, dar la ea nu e situația asta. Ea a fost dat afară abuziv din comisie. De ce? Pentru că nici doamna Avram n-a lipsit la comisie. Mie mi-e foarte ușor atunci când... Ne jucăm alba neagră aici la comisie. Comisia de regiune. În funcție de interes și de câți biștari sunt în facturi. Păi nu, câți sunt... Mai bine. Câte la sută. Comisior. E, acum, știi tu. Nu mai, nu mai intrăm în detalii, dar am putea împreună să eliminăm chestiunea asta. Dar eu chiar vreau să văd noua comisie care așa asumă respectiv responsabilitatea că au semnat. Că noi am făcut două comisii de recepție, de ce aș... Stai cât și comunic. Așa, da, uite. Acum nu își asumă ei, că eu o să merg mai departe. Deci vin comisia de recepție. Cobuz Lidia, Lăzărescu Bogdan. Asta e de astăzi. Da. Păi, aici, astăzi, noi n-am avut probleme. Nu, nu s-a anunțat. Eu am vrut să anunț lei. Comisii, noi da, eu v-am spus ca o glumă. Cei patru evangheliști eram trei, Luca și Matei. Nu, am fost șapte și la început, în comisie.
Ionuț s-a retras din motive personale, Mircea s-a retras din motive personale, doamna a fost eliminată din motivele personale, Alex era într-o situație cam pe lângă, cu incompatibilitatea fiind așa, s-a retras, a înțeles omul, dar nu s-au mai completat același număr de locuri, ca să fie un pic mai mare transparența, un pic mai mare dialogul. Nici o comisie n-ai cum să o formezi din 2, 4 sau 6. Cinci sau șapte. Deci e vorba de 3, 5 sau 7, da? Nu 3, 5 sau 7. Merge și o comisie din 3, dar nu la recepții, dar nu la recepții la investiții, da? Au un proces verbal sau de selectare a ofertelor, merge din 3. Da, aia da, dar eu m-am explicat comisia, asta e investiții. Ei, uitați-vă, atunci la recepții la Grigoreni și o să vedeți din cât să ieși din primărie, este formată comisia de recepții, că aia spuneam eu de procesul care e. Deci, deci îți doiești, atenți ce vă spun eu acolo. Deci, 1, președintele este Hâncu Irinel, da? Colegul nostru, membrii domnul Ambăruș și domnul Niță. Domnul Niță nu a fost deloc, ne-a declarat și în locul lui a semnat altcineva, Ilie Viteazu, Sfântul Ilie Tezvitean a semnat în locul lui. Domnul Ambăruș a spus Războiul Bogdan la Grigore. Asta nu-i semnătura mă Mircea. Așa? Să vedem acum la instanță că o să chemi comisia de recepții la Grigore. Ai recepția mare de investiții. La... Pentru că cei care vin specialiști și directorul de șantier nu fac parte din comisie. Atenție! La următoarea recepție, așa cum trebuie mesajul... Vă rog să-i pro... Deci vă rog așa, doamna, dacă tot vineți a pus o problemă și eu, doamna, haideți să facem ceva. Vă rog să-i propuneți să mai opteze cu doi membri în comisie. Nu mai vrea nimeni? Ce știa? 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 Ce știa?